Salutare, oameni buni, gata. Sper că am intrat în direct. Ne cerem scuze pentru mica întârziere, dar așa se întâmplă, domne, cu pregătirile, cu moșul, cu moș Nicolae. Să ne spuneți dacă v-ați făcut și voi ghetuțele. Eu am făcut un Instastory mai devreme și v-am spus că mi-am pregătit ghetuțele și că astăzi vom avea un super concert alături de Johnny Romano și de Connector. Vă mulțumesc mult de tot. Bună seara. Hai să vă iau cu bună seara. Salut, mă, ce faci, măi? Ce faci, mai rup topurile în două? Nici n-ai ieșit bine pe piață, ai venit să muri, ai venit, bum, ne-ai spart. Bine, bravo, felicitări. Felicitări, Johnny Romano, și felicitări. Mulțumim pentru participarea în clip, a însemnat foarte mult. E, cu mare drag, nu cred că eu îți devin acolo. Aici e vorba despre el, că e fresh și că e nou și de tine. Am văzut de curând o reacție, un reaction la clipul nostru. Și era un băiat care s-a uitat la clip și când a apărut face: bă, ești nebun, l-a băgat și pe Pepe. Bă, dar cine-i puștul ăsta? Eu m-am dus acolo, m-a sunat Connector: uite, cu băiatul meu. Că da, frate, nici nu întreb despre ce și cum e vorba. Noi suntem oricând cu orice fel de problemă și cu orice fel de ajutor și oricând, la orice oră, știți foarte bine. Adevărul că noi suntem așa cu oameni pe care nu-i cunoaștem, dar noi între noi ar fi chiar culmea să nu răspundem pozitiv atunci când e cazul. Și uite că se confirmă. Când vezi cum cât de bine e primit de public, te simți așa mândru că ai putut să faci ceva acolo 5 minute, 3 minute. Iar din punctul meu de vedere, nu că știam, ai un ochi fantastic și o ureche foarte fină, ca să nu-ți mai spun de talentul pe care îl iubește oricine la tine, că e normal. În seara asta o să cântăm și o să stăm puțin de vorbă, o să-l cunoașteți mai bine pe Johnny Romano. Nu că nu l-ați cunoaște deja, dar astăzi o să-l descoperiți altfel. Și știu de ce spun asta, pentru că de când au ajuns, de, nu știu, o oră, să zicem, de o oră, tot încercăm să ne dăm seama cam cum va evolua seara și trecem de la o piesă la alta fără să le repete până acum, adică cumva trec dintr-o piesă în alta băieții, așa, știi, cu o ușurință și cu un drag fantastic, lucru care se va întâmpla și pe live, adică să nu vă supărați dacă vom downloada în direct niște piese, dacă nu vom ști versurile la anumite piese, dacă nu știm formele exacte sau nu se potrivesc tonalitățile, pentru că vă anunțăm de la început că este ad hoc, este cumva este nerepetat, dar este cât se poate de natural, așa cum și Connector și eu, și vreau să-l descoperiți și pe Johnny Romano în seara asta, așa cum îi place și lui, de fapt, că așa ne place nouă. Așa e. Mai ales Pepe, că Johnny este la începuturile lui, nu are un repertoriu. Dar cum v-ați cunoscut? Eu nu știu de unde, cum. Tu doar m-ai sunat, m-am dus, pe urmă l-am văzut peste tot. Adică nu puteai să deschizi un Instagram, un TikTok, că era Johnny Romano. Eu m-am bucurat, îți dai seama. Că ai zis de ochi. Că se trebuie. Se împlinește, bravo domnului. De unde a pornit totul? Spune tu dacă vrei. A pus un filmuleț pe Instagram cu el cântând, a dat tag mai multor artiști. Uh-huh. Spre bucuria mea, n-a răspuns niciunul. Deci a dat și ție. Da. Așa. Da. Și l-am chemat în studio. Cei drept, nu simțeam foarte mult din ce a pus el pe net, din ce mi-a dat. Dar am zis, bă, hai totuși să... E prima oară când fac treaba asta, am mai făcut-o cu Ghetto Gang. În rest, eu n-am, de ani de zile primesc demo-uri, dar nu m-am ocupat de nimeni, n-am simțit. Uh-huh. Și în perioada asta, și el mi-a transmis siguranța asta. Zic, bă, ăsta e un artist, trebuie descoperit, trebuie văzut ce e cu el. Și a venit la studio. Când a venit la studio, mi-a dat rap. Când am auzit rap-ul lui cu accentul de Atlanta, incredibil. Deci tu dai rap din ăla de la mama lui. Da. Și până acum a repetat total altceva. Da. Eu, pe mine asta mă surprinde. Asta vreau să spun. Că e versatil. Da. Că e versatil criminal. Și că îi place. Ce? Ăla îmi place cel mai mult. Serios? Păi nu, că în seara asta vreau să ne dai rap din ăla de spune cu Connector. Exact. Eu n-l-am auzit. Nu scrie versuri niciodată. Așa. Deci fii atent. Cum s-a făcut piesa Najanau? Lucram la un beat. El stătea, după ce l-am auzit, mă rog, mi-a cântat și Lăutărești și zic, mamă, stai că m-ai blocat de știi rap, dar nu că când și neosol și R&B, bă, stai, cum? L-am auzit, am nebunit, mă rog, m-am apucat de un beat și îmi cântă din start. Mamă, n-am unde să fucă, mă. Zic, ce asta, e o piesă? Nu, Nicule, mi-a venit acum. Mamă, nu pot să cred. Du-te și tragi. După care îi spun, hai scrieți versurile, să facem și strofele. Păi nu, ce să scriu? Dă-mi așa că... Cum? Da, măi, talent nativ. Neșlefuit.
Și e nevoie de astfel de talente autentice, dar e nevoie de cineva care să le descopere și să le, să aibă încredere în ele, că despre asta e vorba. Corect, să-l pună în forma. Tu ai avut încredere în el și l-ai pus acolo unde merită. Și el confirmă că despre asta e vorba. În seara asta o să-l cunoașteți altfel. Ce ai cântat până acum? Că ai apărut de puțin timp. Asta care a bubuit. Și altceva, prin alte emisiuni, ce ai cântat? Că aș vrea ca oamenii să te vadă altfel, sunt sigur că în seara asta își vor face o altă impresie mult mai bună, nu că până acum n-ar fi. Dar eu vreau ca din ce în ce mai mult să crești, că despre asta e vorba. Prin alte emisiuni, înainte de Naja Now? Da. Păi n-am fost în chiar. Și după Naja Now? Fii atent, eu știu că imediat simt momentul și... Da. Spune-i lui Pepe și oamenilor care stau și ne văd și ne ascultă. Și pe care salutăm și vă mulțumim mult de tot. Pentru apropierea lor. Ce mi-ai spus și mie, cum mai făceai tu bani? Adică că gen cântai la rece oamenilor din zi? Da, poveste. Da, eu am mai prins câte o zi de naștere cât un botez ca lăutar. Așa, și te duceai și cântai cu cine? Și la rece, dacă era cazul. Nu, și la rece în cartier, asta e tare, asta e tare. Deci, la rece în cartier. Serios, adică s-au luat șpriț. Se ducea la șprițul așa, cântat de draganene. Fără instrumente, fără nimic, fără la rece. Bine, bine de tot. Ci, nu că n-am pe nimeni cu mine, dar cânt eu așa. Da. Bravo, mă. Deci mi-a arătat un mesaj, e incredibil mesajul ăla. Chiar în zilele, da. Care? În zilele în care l-am cunoscut, face, Nenicule, să-mi zici ce să facă, eu n-am, știi cum să obișnui, ce s-a întâmplat. Deci am primit am fost cu un taxi, mă rog, m-a întrebat omul ce fac, am zis că eu cânt, așa, am cântat puțin, omul s-a simțit bine și acum mi-a dat mesaj că ce fac pe 18, că să mă cheme la un șpriț, să-i cânt la rece. Nu, la zi de naștere, la zi de naștere. La unul din copiii lui. Da. La șoferul de taxi. Da. Incredibil, incredibil. Da. Are lipici, are lipici. Are lipici, are lipici și s-a simțit asta din prima, da, știi? Da. Nu. Și asta e cel mai important, că oamenii acum se gândesc, da, bun, a cântat lăutăria, a cântat la rece, dar de fapt dădea niște repul și l-a descoperit Connector. Nu, băiatul cântă de toate. Deci despre asta e vorba și o să trească să vă uitați până la capăt. Eu zic să cântăm ceva de început, da. Pentru că tot, apropo, să ne dați și voi mesaje și vă mulțumim mult de tot, să-mi spuneți dacă l-așteptați pe Moșu, că știți foarte bine că în seara asta vine Moșu. Dacă v-a spus păhăruțul cănuța cu lapte și biscuiți, păi, despre asta e vorba. Și ciorapul sau gheata. Trebuie ghetuțele curățate, păhărelul cu lapte, cănuța cu lapte și biscuiți și cam ce v-ați dori voi. Sperăm din suflet să nu primească nimeni nuieluță, dar dacă ne prinde dimineața cumva cam ne-am odihnit cu zâmbetul pe buze că am ascultat muzică bună, asta cred că se datorează faptului că stăm împreună în seara asta. Ce cântăm? Păi ce cântăm? Ce vreți voi? Cu ce instrumentale ați venit? Ca să înțelegeți, trebuiau să vină. Da. Cu clăpar, cu flautist, cu colegi, cu instrumentiști. Și la ora 8 mi-a dat mesaj Relu și îmi spune: băieții nu vin, nu știu, o să dau la dăm niște instrumentale, că au mai plecat acum cu Moș Nicolae. Sărbătorile au plecat toți acasă, n-am ce să fac. Pup și salut și pe Ciobi și pe totul. Dar și noi îi pupăm. Leo. Important este că noi suntem pregătiți în orice situație și uite cum, pang! Ziceți voi, oameni buni, ce vreți voi, aia facem. Citim doar câteva mesaje. Bună seara, bună seara tuturor, nu ce scuze că mă întind așa, dar e departe device-ul ăsta de mine. Seară bună și distracție plăcută pentru oricine se uită. Succes invitatului cel mic. Bună seara, bună seara Mirela Pricop, să rămână. Bună seara Lili Bujneriu, Cornelia și Elena și toată lumea. Suntem foarte cuminți în seara asta, așa că dați drumul la concert. Ce faceți voi? Uite, noi ascultăm muzică bună. Eu nu dorm, mă uit la voi până vine Moșu, îți dai seama, așteaptă toți. Vine pe coș, nu pe coș, vine pe horn. Pe horn, că dacă era pe coș venea pe da, exact. Ziceți voi ce vreți să cântați sau ce vreți să cântăm sau cum vreți. Alegeți. Hai, până la urmă e seara. Știi cum e? În seara asta noi vrem să te cunoaștem pe tine mai bine. Connector te cunoaște mai bine, eu am încredere și publicul e fericit că te-a cunoscut și că e surprins plăcut cu piesa pe care a lansat-o, dar ar vrea să te cunoască altfel. Zi tu ce vrei, alege tu. Eu a zice așa. Cântă mai târziu aia noastră? Mai târziu, clar. Dar eu a zice așa. Să-l rugăm pe Dan să ne dea jos un GID type beat. Vreți să încep pe S-a speriat ăsta. Eu ziceam să dai un freestyle de început. Da, mă. Pare? Să
Adică să înțeleagă oamenii accentul ăsta care m-a spart pe mine, că eu așa practic am fost knockout. Okay. Și ce să dea jos, mai zi o dată, poate n-a prins-o. J, I, D, type beat. Și ce e de la? E de la liber așa, fără text, fără nimic? Le face da, pe loc. E, le face e pe loc. Deci nu e gibberish, dă în engleză, face pe loc freestyle. Vorbești este, serios? Da. Type da, este... beat, adică un fel de beat. Nu, nu, tu îmi zici, eu n-am făcut în viața mea asta, de asta nu da. Înțeleg, nu știu. Eu, Pepe, se referă la ce o să faci tu pe type beat. Da. Ce o să faci? Ceva, nu știu. Ceva, nu știu. Băi, este oameni grav, vă jur. Oameni buni, este vă jur grav, pe cuvântul meu, inocența cu care spune ceva, nu știu. Pe mine mă sperie. Se transformă, deci când intră beat-ul, se transformă și... Păi dacă nu știu ce instrumental e, dă-mi să știu ce o să fac. Îți dau, îți dau preaudiție. Uite, îi dăm preaudiție și să audă doar el. Vă jur pe cuvântul meu că până acum a vorbit de Frank Sinatra, a vorbit de Louis Armstrong, a vorbit de... De asta pe mine mă miră de ce ai spus tu și de unde am ajuns și de la manele la beat-uri și de la beat-uri la... What a wonderful world. Nu-i mă, o să aveți seara mișto seara asta. Da, mă, da. Mi-mi place inocența, da. Seninătatea cu care... E bine așa? N-ai cum să dai puțin mai tare? Beat-ul. Stai puțin să înțeleagă și el ce ar trebui să fac. Tu nu te apuca să cânti, acum ți-l dă doar să... Doar să-l auzi. Îl auzi și tu, nu? Da. Păi normal. Rupi. Trebuie să rup asta oricum. Mamă, ce dark, ce... Hai, stai așa. Hai. Da? Îi dăm? Da, 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 da. Bun. Mă, a fost foarte bună preaudiția și a dat seama ce trebuie să facă și acum îl întrebăm. Ce o să faci? Nu. Nu știu. Păi a mers beat-ul. 3 secunde a mers beat-ul. Băi, cum e asta? Nu știu, nu știu. A mers beat-ul 3 secunde, ce să... Bine, Johnny Romano. Să vedem, să vedem. Oameni buni, s-a prezentat Johnny Romano... pentru unii pare a fi nepregătit, pentru alții mai pregătit ca niciodată la necunoscut. Adică mi se pare că hai să ascultăm și după aia vorbim. Ia. Yeah. Mi-mi și place să mă surprind. Ei. Hey. Ia concentrează-te pe ce ai de făcut, ia. Ei. Hey. Eu te-aș ajuta, dar n-am cum, poate relu. Your city since we right here for the time being. I'm about to come again. Hit a band, hit a link, get a plane. Get $1,000 for my fucking mama with a sand. I don't need no goddamn time on my line, cause every time that I hit him, he really got. Mami, stai și arată-mă că m-am emoționat. Alright, alright. Bine, că vine, dai. Let's get it on. Hi, girl. Hi, hi, hey, hi. I'm finna hit it. And every time they can talk to you. No, 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 no. I don't know about it. Why you out here with my brothers trying to smile at me like you buy my business? I've been doing everything I gotta do and I never been afraid of goddamn sinning. Yeah. Oh, I'm addicted to winning. Oh, I'm addicted to winning. I get my dollars every time we all right here. Start a fight, hey. No, no. Never start a fight. We pulling our back at the crib through the night. I'm cursed forever, gotta run from red and blue lights. Yeah. And no, 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 no. Say I won't, no, 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 no. Say I won't, no, 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 no. Got me looking through the window, but I'm here again. I'm trying to see the fucking soldier, I'll come back again. When you gon' have the time, I'ma be right there. And let me take your plan and take it right here. You see that I don't understand the way you vibing through the people. Way I'm walking through the crowd, we alright, yo. No love for me, no love for me. But now they love me, but they wouldn't used to do it like this. And now they love me, but they wouldn't used to do it like this. Yeah, they love me, but they wouldn't used to
used to do me like this. Yeah, they love me, but they wouldn't used to do me like this. See, they would do me dirty every time, cause I ain't had no good clothes and I would never smile, ayy. They would do me dirty every time, cause I ain't had no good clothes and I ain't never smiled. My job is to make college easier because students. Vai. Nu era rap rău, știi? Nu aveam. Hai, perfect. Dar te întreb, eu. Dacă ți l-aș mai da o dată, l-ai cântat la fel? Nu. Da, nu. Tu e geniu, ești nebun. Da, 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 asta zic. E criminal. Așa pe loc, bam bam. Da. Nu scrii versul, nu. Păi l-a ales. Ăla e de vină, Daniel Dumitru. Daniel Dumitru e de vină. Băi, vă salut și eu pe voi de acasă. Normal, chat capul. S-a ridicat-o frumos, adică la logic a fost playback. Dar nu credeți că dăm așa la prima și caut primul link care vine după YouTube. Bă, tu îți dai seama ce a făcut băiatul ăsta? Da, mă, Johnny aici de față a repetat exact ce i-am dat, adică a fost de acasă, nu știu ce. Uite, citiți chat-ul voi, că l-aveți în față. Ce zice? Apropo de toată treaba asta. Așa. Ce zice chat-ul? Uite, citesc eu. Vai viața mea. Great, felicitări, bravo. Cântă-n așa n-au. Pepe să nu-l de ochi. Pepe să nu-l de ochi. Pe cum să nu-l de ochi când cântă atât de frumos? De fapt când, bă, nu știu cum să numește improvizația asta de ai făcut totul. Dar mi se pare că a fost și cântată foarte șmecher, nu doar cu vocea, dar nu e doar rap. Pă bune, adică a fost și cântată. Nu știu cum, nu știu la ce se încadrează. Conector știe mai bine zona asta. Oricum e off the dome, cum am spus și el. Adică e pe loc tot ce a venit, o improvizație soul rap. Și zice chat-ul, dacă aș... Ce? Să numește că mă răcoresc. Să numește că mă răcoresc. Deci astea sunt materiale de TikTok. Bă, astea sunt materiale de TikTok. Deci să numește că dacă așa a vrut el, să numește că mă răcoresc. Deci când te duci la nunți și la botez, vrei așa faci, nu? No, ei de astea și le dai la oameni. Stai să vă spun fază din studio. Să de la... Le facem pe eu toate. Vreau să fac ce vrei tu. Eu ți-am spus că vreau să te cunoască oamenii mai bine. Zi, rele. Păi ar fi mișto următoarea improvizație, Dane, dacă poți să găsești un instrumental aman. Aman, aman. Nu, fără. Nu vrei? Fără. Da? De ce? De ce? De ce mai frumos e la rece? A, bine, fără ce instrumental. Ce mai frumos, da. Am înțeles, bine, atunci fără instrumental. O să facă un aman, aman turcesc, și arăbesc. Stai că-ți dau eu să-ți dau... Trebuie să vă spun ceva apropo de expresia lui de mai devreme, cum mă răcoresc. Eram în studio și îl întreabă Leo cu pianul. Băi, Johnny, dar din ce tonalitate ai cu piesa asta? Și el să uită așa la rece și zice... Nenicule, deci eu când am făcut piesa asta, am făcut-o de aici așa. E credin. Da, deci pur talent. Dar vrei să zic că dacă îl școlești prea tare, s-ar putea să-l strici? Exact. Deci exact. E unul din cazurile alea, nu? Că asta nu înseamnă, nu încurajăm să nu... Exact asta, dacă îmi dai voie, a spus Arghezi, parcă Arghezi, da? Când Labiș a dat facultatea, Academia de Literatură, și a spus așa, i-a citit scrisoarea și a zis, nu știu dacă să-l acceptăm ca să-l stricăm, sau să-l lăsăm... Pentru că autenticitatea lui... Vine din, nu știu de unde vine, că dacă aș ști, aș spune. Da. Nu știu de unde vine. Eu iubesc muzica. Până n-am așteptam la cum te-a prezentat inițial și după piesa pe care ai lansat-o, mă așteptam să fie un talent extraordinar, dar nu pe de-astea și nu pe următoarele, că eu am ascultat și un pic când a făcut proba de sunet, ce a mai cântat și cum a cântat. Și mă așteptam să cânți amanuri, să cânți manele, să cânți lăutărie, să cânți, nu știu, mai de la pop, dance, până la... Mai corect. Dar nu mă așteptam să te duci în zona asta. Și așa. Da, e criminal. La freestyle. Adică e puțin cam mult. Serios? Da, oare să cânte oamenilor ceva așa frumos de sărbătoare? Vrei un unforgettable? Care... Dar avem două lucruri de rezolvat înainte. Unul la mână. Deci toți cei care sunteți, că deja am depășit niște mii bune, toți cei care sunteți în momentul ăsta, dați și voi un like pe oriunde sunteți, dați și voi un share, luați-vă 3 secunde, puneți tot live-ul ăsta pe peste tot ca să afle toată lumea și vedeți că pe YouTube se vede sau de cel mai bine și pe YouTube sus acolo aveți singurul Instagram care contează în seara asta, Instagramul lui Johnny. Intrați acolo. Dar cum e johnny.underline.romano? Da. Că așa am văzut. Da. Am zis, bă, n-o fi al lui, am intrat, am văzut că e al tău, pe ăsta am dat tag. Deci Johnny, J-O-H-N-Y, punct, underline, punct,
Romano, uh-huh. Am ținut minte bine. Da, da, da. Aveți Instagramul lui Sus acolo, toate instastoriile din seara asta, puneți-le acolo, el o să le reposteze pe toate. Filmați. Nu ne deranjează și ne dorim, și eu, și Relu, și Daniel Dumitru, dați-ne tag tuturor ca să ajungă postările cât mai vizibile. Dați o distribuire puternică. Da, mă, da, 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 da. Și după ce a stânat, întorceți-vă aici. Aoleu, mamă, ce talent. Dane, te roagă fratele tău. Esențele ta. Tableta asta mea. Și vezi ce are, mă, că eu văd în ceață, nu știu ce are. Am stricat-o, nu știu ce am făcut. Esențele tari. Se vede bine acolo. Esențele tari stau în recipiente mici. Și când sunt descoperite, ce devin? A, devin foarte scumpe, devin, ne zice Mihaela Tudor. Nu se referă la noi, să știi. Nu știu ce are fix tableta mea. Dar nu știu, cred că am făcut eu o setare greșită, cine știe. Okay. Sunt foarte multe mesaje de apreciere pentru Johnny. Păi rugămintea mea este să-i le spuneți și lui în privat pe Instagramul ăla. Și acum, a avut o idee Relu, care mi-a plăcut tare mult. A zis să cânte ceva curat, frumos, de sărbători. Poți face și de-astea? Da, Luis. Ce, Louis Armstrong? Okay. Ce piesă vrei? Pune-ți text în față dacă nu le știi. Wonderful World? Haide. Ce cânti? Da, What a Wonderful World. Ah, perfect. Oleu, ce mișto ești piesa asta. Haide. Îl ajuți, Relu? Da, cum să... Păi stai să-l ajutăm toți atunci, să ne ajute și el pe noi și noi pe el. Îl ajută chat-ul. Cântă cu el acasă. Mersi mult de tot. Cântați cu Johnny acasă și puneți instastoriile pe peste tot. Așa. Ce avea, mă? Ce avea tableta asta? Și ăla freeze. Înghețat. Își luase... Apropo, Pepe, dacă ai vreodată probleme cu calculatorul, cu orice, cu așa, a lucrat la cele mai tari firme de IT din România. E un IT-ist... Mă, lași, de unde l-ai scos, mă? Ia-uzi, Dane. Nu știu că cele mai tari, dar gen... Acolo. Deci puteai acolo să faci tu asta să nu mai aibă figura aia de o avea, nu? Că s-o vedea pixelat așa, nu știu ce drept. Da, posibil. Foarte posibil. Da, posibil. E tare rău, mă. Bine, o capacitate că a fost extraordinară, ceva extraordinară. Are niște capacități extraordinare. Pă, deci, negativul ăla pe care l-ai ascultat când ne-am dat drumul, da? Louis Armstrong, What a Wonderful World. Nu e asta, Dan, auzi. Mai făceam de la Louis Armstrong, What a Wonderful. Așa, așa să fie seara asta. Stai aproape de microfon. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed days, the sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, scurt, ar merge și un Unforgettable după. Cum să nu?
El e un împătimit al lui Nat King Cole. Ah, ce-mi place. Ai negativ, Dane? Și fata lui la fel. Ce talent. Neată. As someone so unforgettable, things that I am unforgettable. So hey, man, this one's in a channel. Unforgettable in every darling, as you don't, he clings to me. There's someone so unforgettable. Things that I am unforgettable to. Obișnuit cu instrumentul ăsta. Dar e frumos, a fost minunat că m-a surprins. Tu ești minunat. Pe cum să fii obișnuit, mă, că tu nu știi ce să cânti? Da. Bine, cumva... Știi piesele, dar nu în forma asta. Fata lui. Ăla cu fata lui, versiunea cu fata lui. Ăla îți place? Cu Natalie. Bye. Îl caută și îl cântăm mai târziu. Că e ok. Da, nu a fost frumos, a fost minunat. E legit, e legit. În orice caracter ar cânta, e legit. O cântă bine. Că e rap, e perfect. Că e spre turcească, e legit. Păi citeam acum, că hai cu Amanul ăla, că ai promis cu Amanul. Așa, uite, hai cu Amanul. Bună seara tuturor. Johnny, ceva reggae împreună cu NNRL-ul, dacă se poate. Reggae? Stai mă puțin, stai că nu suntem așa la comandă. Stai un pic să ne gândim și noi. Că până la urmă poate a venit și el cu ceva pregătit. Până acum ne-a surprins cu necunoscutul și cu talentul nativ. Stai să vedem cu ce a venit pregătit. Poate vă cântă Relu ceva, poate vă cânt eu ceva. Poate cântăm împreună. Deci e bine să fim, să rămânem aici aproape. Și vă mulțumim pentru fiecare like în parte. Vă mulțumim pentru fiecare share. În cazul în care vă uitați pe Facebook, să știți că e mult mai bine, se vede mult mai bine, se aude pe YouTube. Dar vă mulțumim că sunteți alături de
noi. Dane, ce mai e, mă, pe acolo? Ce citește? Zic, vrei să citesc un mesaj ca să fie început de discuție? Da. Connector l-a ajutat enorm, dar pare că este pe picioarele lui. Deja are timpul frumos să fie recunoscut, să descurcă singur. Felicitări și ție și lui. Sper să vă întoarcă toată treaba asta. Și mi-am adus aminte, Johnny o să, la concertul lui Johnny o să mergem cu toții, eu în tu cărucior, de asta cu și tabletă. Tu, și tu cu Connector la VIP. La da, sala Palatului, nu, chiar adică ne dai și nouă. Tu te refereai peste ceva ani? Peste care ani? Păi da, mai confuzat, nu înțelegeam de ce în cărucior. Mult că peste câțiva ani, dar eu nu cred că sunt atât de mulți ani. Da, nu. Chiar vreau să spun și mulțumim lui Marius, Marius Chină, care l-a simțit și el și deja avem două programări în Spania pentru cântări pentru români. Avem de Revelion la... Hai că spunem, în București la Boa. De Revelion? Da. În București la Boa? Exact. Nu știam. Da. Și asta vreau să spun că deja telefoanele sună și este incredibil. E clar că e timpul lui, astăzi s-au așezat în așa fel încât să-l ajute. Ce voiam să spun vis-a-vis de munca cu Johnny, de treaba cu Johnny. Eu nu mi-am dorit niciodată să iau oameni și să-i formez după ca la podul meu, adică să fac alți conectori mai mici. Tocmai asta e și ideea, că am găsit un diamant, pot să-mi permit să spun că într-o mocirlă, da. Că vine din Ferentari, așa cum... Pe mine asta mă surprinde, că vine de acolo și cântă altceva. Exact, și că nu s-a atins de lucrurile de acolo și de anturaje și așa mai departe și că e deja un artist, el era un artist înainte să-l iau eu. Ce aport am avut eu a fost că i-am pus, bineînțeles, la dispoziție o logistică, un plan de management și împreună cu Marius, Marius Chină de la Sprint și cam atât. Te pupăm, Marius. Da, dar în rest este meritul lui, talentul lui, harul lui, mirul lui, ca să zic așa. Da, mă, oricât ai vrea să concepi, să creezi un artist, dacă n-are el... Degeaba, nici Dumnezeu nu cere. Pot veni 15.000 de experți în a crea un artist. Dacă nu e el, nu e exact, el. Exact. Și când e el, poate fi și de unul singur pe o câmpie, că tot el e. Adică, 100%. Da, și asta e frumos, că e cantautor. Adică compune, scrie, impropriu spus. Creează la simț. Da. Că, da. Se poate și așa și se poate foarte bine, credeți-mă. Bă, deci apropo de harul lui, ăsta este Instagramul lui, că continuare era cu Instagramul. Da. Imediat după har, ăsta e Instagramul lui, l-aveți acolo, dați-i follow. Tu vrei să-i rupi Instagramul în două, dar el e TikTok, ești pe TikTok mai mult sau pe Instagram? Ești pe TikTok, nu? Ce? Ești pe TikTok mai mult sau pe Instagram? Echivalent. Îl găsesc oare TikTok-ul? Eu cu TikTok-ul... În mod egal. Încerc să găsesc și TikTok-ul. Da, aveți Instagram. De fapt, sincer să fiu, sunt mai mult pe drumuri. Da. Și e strada genială. Vezi că nu e studiată gluma asta, ca să nu spun bătaie de joc între ghilimele așa și e relaxată. E cumva de pe stradă. Sunt pe drumuri, nu sunt pe TikTok. Uite-mă, Pepe, și eu ți-am trimis niște filmulețe, sper să am și eu norocul lui Johnny. Nicos, Nicos Reyes a zis. Păi e extraordinar Nicos Reyes. Trebuie doar să lucreze la niște instrumentale să putem ține o seară. I-am spus și personal și spun și public. E un talent, e un geniu. Da, cântă flamenco. Dar ăla micuț. Da, e foarte tare, foarte eram tare. Doar că am nevoie de... Nu poți să pui un copil să cânte numai la rece. Nu... Oamenii nu înțeleg. Da, ai nevoie de un concept, o construcție. Să ai câteva piese, 5, 7, 10 piese. În momentul în care ai 5, 7, 10 piese sau un instrumentist 2 care să te ajute să cânti acele piese, te aștept cu mare drag. Abia aștept să... Da. Chiar vreau să îl pun în fața publicului și să-l cunosc oamenii la valoarea lui de copil, care ce crezi, e mare rău de tot valoarea lui. Problema e că nu vreau să-i fac un dezavantaj. Îi faci un dezavantaj când îl pui cumva să cânte la rece, simplu, așa, oamenii spun așa. Și care e melodia? Oamenii trebuie să înțeleagă exact de unde începe și unde se termină melodia. Care e refrenul, care e strofa, care e... Corect, da. Dar el și ce crezi, fiind flamenco, e foarte greu ceea ce face. E de studiat, cred că și pentru instrumentiști să stea e să foarte ia greu să facă, ceea ce face. Și tocmai de asta e nevoie de un instrumentist doi care să-l acompanieze sau de negative cu care să se prezinte să cânte oricând cu mare drag. Câți ani are?
nu știu care 10 ani, nu l-am întrebat. E 10, la 12, Lincu? 11. Da, da, da. E un puiuț de la noi crescut pe afară. Foarte mișto. Da. Așa. Adică în Spania. Se aude Johnny cam încet, faceți ceva. Se duce în spate. Nu se aude, că se duce el în spate. Se da, el, poate de el, sau, el se aude foarte bine în căști. Dar nu, se aude bine. Noi cel puțin aici l-am auzit foarte bine. Se aude bine acasă. Bună seara, bună seara, Johnny, you are the best, ca să înțelegi. Wow, cântă Najanau. Vă va cânta, îți dai seama că vă va cânta. Dacă vreți, vă cânt acum. Nu avem niciun fel de problemă. Să ne spuneți și ce vreți, că dacă tot îl avem și pe conector și sunt și eu aici, de ce să nu mai cântăm un șlagăr, două mari, da, cunoscute, acum, alături de Johnny, că nu facem nimic fără, da, Johnny, că totul se învârte în jurul lui. E fan numai iubirea. Zici? Da, mi-a spus, Nenicule, vreau să cânt și eu la numai. Serios? Iubirea. Bagă-mă numai iubirea. Dar mai stau și eu mai fundal, să mai vă ascult. Hmm? Da, păi, las că ne asculți pe noi. Cântă-ne aici, te auzim noi pe tine. Deci fii atent aici. Bună seara, dragilor, mă uitam la un film frumos în timpul unei reclame, mi-am aruncat un ochi pe YouTube, am văzut live-ul lui Pepe și am rămas aici. Nu mai pot să mă uit la film, sunteți bestiali. Salut, spune lui Connector că se uită vărul lui Romeo, multiplu campion național la bowling, da, și da, câștigător cel mai mare turneu internațional din lume. Felicitări, da, cel mai bun jucător de bowling din România, da. Ce tare. Are multe premii și de internaționale, îl pup și îl iubesc, e mândria mea. Ce tare. Mișto. Da. Salutări lui Johnny. Puneți întrebări. Am văzut o întrebare mai sus, că îl întreba cineva pe Johnny cum se învață engleza așa. Acasă. Nu mai acasă. Deci ați auzit ce ați învățat la școală? Cum e acasă? Nu mai știu cine a întrebat, dar te-a întrebat cineva. Ai ascultat multă muzică și a luat-o după ureche? Nu poate ar fi corect să zică la școală, dar nu-mi place să... Nu, mai fost. Zile povestea, acasă. Johnny. Zile povestea. Cum ai început? Ai avut un idol? Spune ce mi-ai spus mie. Primul meu idol? Florin Salam. Foarte frumos. L-am văzut la Taraf, la televizor, că aveam 5 ani. Uh-huh. M-a distrus. M-a distrus. Și acum spune și pe al doilea. Și mai puțin mai măricel, pe la 13 ani, Kendrick Lamar. Și era diferit. Că îl auzeam. Păi nu, îl auzeam pe Salam și am început să încerc să cânt și eu după el, după ei, după aia, stilul. Îl înțelesesem, era plăcut, începeam și eu să cânt. Și pe urmă de nicăieri Kendrick. Mamă, ce zăpăceală, nu înțelegeam nimic, dar îmi plăcea la nebunie. Și am învățat prima oară să cânt prima lui melodie, cea mai puternică, Mad City. Am învățat să o cânt fonetic, cuvânt cu cuvânt. Nu înțelegeam niciun cuvânt ce înseamnă, practic. Și după aia am început să învăț. Ai început să traduci melodiile? Da. Ca să înțeleagă. Ca să înțelegi, da, ce... Da. Deci incredibil. Deci așa se învață engleza când îți place muzica. Dar inițial am învățat-o din gură. Fonetic, da. Da, mă, fonetic, da, după ureche, efectiv, fără să înțelegi nimic și după aia ți-ai tradus. Da. Sau... da. Nu, păi vine pe la studio, mai vine pe la studio și ultima oară mi-a zis o dumă, i-a venit o dumă, m-a spart. Că vorbeam eu, mai vorbesc eu de spiritualitate, de Biblie, de nu știu. Și zice, cum ai zis? Aia cu preachers? Da. Ah, ce frumoasă e. Lessons learned at the door of the preachers, because they wouldn't let me in to meet my teacher. Lecții învățate la ușile preoților, că nu m-au lăsat să intru să-mi întâlnesc învățătorul. Încă cam pe așa vine în traducere exact. Băi, deci mă sparge, jur. Dar într-un of the dom. Da, mă, da. Pe ce stradă stai tu? Vrei să dau public? Hai, zi. Nu vreau. Dacă nu vreau, mă lasă-mă, băiat. Stă în buricul... Lângă livezilor. Da, 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 lângă livezilor, da. Ferentari. Dar nu exact că... Da, da, e bine. Nici nu stau în capătul străzii, stau chiar la intrare acolo. Ce zice că nu? Nici nu zici că e roman. Nici nu, e vorba doar că a preluat de acolo exclusiv talentul, că despre asta e vorba. Și ambiție și... E un mic geniu, mă. Este, cultura, este. Și cultura, sunt îndrăgostit de cultura lor. De... Da, dar puterea de asimilare, asta îl face geniu, da. Cum asimilează el. Ce trebuia să caut eu și să fiu pregătit? Niște piese, auziți ei la început, auziți 15 titluri. Nu mai contează. Nu contează. Să zic că e acum, dacă e. Ce vreți? Că vrei să cânti Ain't No Sunshine? Nu? Da, frumos Ain't No Sunshine. Dar nu Ain't No Sunshine, nu... Cum nu știu engleză, auzi? Dar nu Ain't No Sunshine ăla... al ei, al femeii, nu, Sunshine ăla de bărbat cântat. Male karaoke.
Am lapsus. Nu mai știu. E mail. Trebuie să fie mail voice. Da. Sau la rece? La rece? Nu, la rece face aman. Merge și ei, nu să așa. O să o vă atunci vrem. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And sometimes she's gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And she always gone too long. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. And I know, I know, I know, I know. And I know, I know, I know, I know. You are the little, little young thing alone. Cause ain't no sunshine when she's gone. Bine, mă. Da, bravo. A fost mai interesant de cum așteptam. Da, așa, da. Are chiar dreptate, da. Mă. Cum, ce? Are dreptate. Are dreptate, da. Are dreptate. Cu ce? Așa, în exprimare. Muzical vorbind. Și cu amanul ăla cum e? Aman sau direct ale noastre? Aman, mă, și după aia, mai târziu. Yeah. Aman, aman, aman. Astea, nu? Da. Na, 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 na. Mai mi-au venit și ținut, stai. Na, 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 na. I-a făcut o da. Na, 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 na. Dar asta nu-i chiar aman, e... Cu lei, lei, că vizei tu. Na, 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 na. Na, ma, mai așa, mai gelite? Cum zici tu? Mai gelite? Mai gelit, mai gelite. Tang Am venit la nașu pe pe vo vo vo. Ai talentul să vede mă mă mă. Zic că-mi place. Poate să zic că cine-o vrea, că nașul nu-i nimeni. Mă, e tare, mă, acum înțeleg de ce l-a vrut șoferul de taxi. Bravo, bravo. Abia acum am înțeles ce poate băiatul. Am crezut că e doar pe... Bravo, mă. Bravo. Așa frumusețe că aici n-am mai văzut, dar nimeni ge-au trecut. Așa frumusețe mare, îmi dă în inimă răcoare. Mor! Bine, mă, bravo! Zici și tu, deci versatilitatea asta este incredibil, așa ceva, incredibil. Ești tare, mă, Johnny. Ești bine de tot. Hai, salutare, Johnny și Ștefan de la Elisei.
Elisei, de la Călăraș. Poate. Să te pupe peste tot, toată lumea, te iubești. Nu se poate, nu se poate. Nu puteam să citesc, că na. Johnny, am 12 ani. Mamă, deci au luat foc. Fii atent că nu mai pot să citesc un mesaj de câte vin. Băi, vă pup, eu extraordinar. Vă pup. Toți artiștii din România. Ce mă, nu pot să citești. Bă, dar asta e două secunde. Acum, ca idee, doar să vadă și Johnny ce se întâmplă în seara asta și ce dragostea lor sau aprecierea lor pentru ceea ce ai făcut tu, chiar și acum 2 minute, în seara asta până acum. Ia dați, faceți ceva în chat să vadă și Johnny toată treaba asta. Doar să se uite el și să vadă. Aia, gata, știu. Ia arătați lui în chat, el se uită în momentul de față pe YouTube, intrați pe YouTube, care nu sunteți pe YouTube, pp.ro/live. Și aruncați un picuț chatul ăsta în aer. Ia să-l vedem. Mă recorez? Dacă te iubește lumea, dacă te place. Doar dacă te place, asta zic, adică na, bar n-am dacă le-a plăcut ce ai făcut. Zic că le-a plăcut. Acum vedem. Au început tip-til și avem un delay noi de vreo 30 de secunde, știi, față de direct. În partea în altă probabil sunt deja. Haideți, deci, gata. Asta a fost. Mamă. Ia de aici, Johnny, astea sunt pentru tine, uite, ca să vezi cum... Să rămână mult! Cam așa arată un chat în flăcări pentru tine, Johnny. Păi băi, cântă ăsta mic de toate mâini, nu știi acum, uite, aplaude. Mamă! Mamă! Mi s-a făcut pielea de găină. Sunteți extraordinari. Wow. Ce mă cocoloșesc aici, n-am trebuit. Uite-mă ce e acolo. Băi, Johnny, ce mă cocoloșesc? Băi, mă spargi. Deci oamenii ar vrea acum un 6-8 să-i bage, să le bage în continuare. Îți dai seama. Asta e mișto, da. Pepe, că lejer poate să meargă la o nuntă. Da, mă, se transformă total. Poate să cânte la o nuntă, poate să cânte la un botez, poate să cânte pe scene mari. E extraordinar. Să rămână mult de tot, chat, pentru treaba asta. Vă mulțumim din suflet. Să rămână mult de tot. Asta e inimioarele. Omorâți butonul de like și dați și share-ul. Omorâți butonul de like acum. E minunat. Da, mă, asta e frumos. Uite, e să apreciere. Din piesele lui Relu, ce îți place cel mai mult? Dar nu dorm cea mai tare. Am sosola criminal. Am sosola criminal? E cu ceapă, e cu de toate. Sunt vreo două de care nu pot să spun. De ce? Asta e noi, da. Am sosola este ultima, apropo. Eu am sosola? Cum? Eu am sosola. Ăla-i, pentru că i-am trimis lucrurile. Gata. Bagă sosola. Am sosola, nu? Haide, da, să dai. Dacă ai sosul acolo negativ, bagă. Un vers, pe că... Și după aia cântăm. E plăcerea de a cânta cu tine. Da. Despre asta e vorba. Și după aia cântăm toți. Da. Păi noi suntem aici pentru tine. Cum? Dăm. Hai cu sosul ăla. Ca adevărul că e bun, așa e cu pâine. Hey. Hey. Am sosul ăla. Sosul de gajea când trec. Johnny Romano. Uite-mă cum merg. Am sosul ăla. Sosul de gajea când trec. S-a închisit de prepar. Știi că dreptul e vingă. Am sosul ăla. Sosul de gajea când trec. Johnny Wanka dau cu scusc. Uite-mă cum merg. Am sosul ăla. Sosul de gajea când trec. S-a închisit de prepar. Știi că dreptul Nic de motherfucker mi s-a rombră. Am mai are mai multe ca ta rombră. Fraierii încearcă dar nu pot nou. Eu totul îmi șoacă și șoacă, nu-i te loc nou. Cum? N-ai fi zis. Dar și oare pe se fine n-ai fi zis. N-ai tu vis. Că te realizeram eu, știi că n-ai tu vis. Ce parcă-i mie gara prala. Mă înțelegi, tu-i de la sânge. Scena ta e scara, scena mea e țara. Țara totuși nu-mi ajunge. Am același bris cu piste hip-hop. Am același bris cu fapt piese trap. Fanii strigă pis și pis. Eu ții de pis, mis, tis, mis. Că mis nu șala. Mă duc facă să-mi rău. Am sosola. Sosul de gajea când trec. Johnny Romano. Dau cu scâșcât. Uite-mă cum merg. Am sosola. Sosul de gajea când trec. S-a închisit cu de prepar. Am sosola. Sosul de gajea când trec. Johnny Walker. Dau cu scâșcât. Uite-mă cum merg. Am sosola. Sosul de gajea când trec. S-a închisit cu de prepar. Mama made a diamond
when motherfuckers really tryna put me to the test. Hey, when you talking to a brother, better come forward and talk with your chest. Hey, I don't care about the rest. Hey, I don't care about who next. Hey, I don't care about who rest. Hey, you could catch it in your chest. Hey, roll it like nobody even did it like this with a lighting like this. When I come through the city, I be buying like this. Everything right here when I'm coming like this. All them babies looking at me like, ooh, where you tryna go? Everybody looking at me like, where you tryna go? I got that shit from my mama, no drama, but Johnny the I'm so sola, susu te gajaca și tu te prepari. I'm so sola, susu te gajaca Johnny Walker, dau cu scuscut, uite mă cum e. I'm so sola, susu te gajaca Zambi și tu te prepari. Știi că tribul tău e fake. Johnny Romano, e Johnny Romano, e Johnny Romano, ey. Johnny, mă duc în buza în umbră. Am benzină, mă schimbă ca pe tronhă. Ah, nu l-am și eu pe cu tine, știi? Așa puțin. Bravo, absolut genial. Ce-ai băgat în sosul ăsta, mă, că e bine de tot. Așa, e, bine. E incredibil, incredibil. Cum simte ritmul, cum... Mamă, ce-ai, mă, bine de tot. Uite-i pe oamenii aici. Așa trebuie. Așa trebuie. Bine de tot. Bine că ai avut negativul ăsta, mă. Ce tare, da. Da. Dacă mai ai dat de-a mai zine, Dane. Bine de tot. Ce vreți să mai ascultați? Haideți că suntem la capitolul versatilitate acum. Stai, acum suntem prieteni. Vreți de ceva de la Florin Salam? Stați că e fun. Adică avem aici. Trecem de la conector. Greu, nu. Greu, nu, nu, nu. Bine, mă, nu. Am e regele, așa, da, nu. E regele. Dar pot să... Nu, cred că... Uite, câți ani ai, Juni? Câți ani ai, mă? Te întreabă cineva. 24. 24. 24 de carat. Pericol cu Johnny. Uite aici, uite aici, un mesaj frumos. Băi, v-ați născut în țara greșită? Nu. Cu Pepe și cu conector în frunte. Altceva. Da, da. Din punctul meu de vedere, ne-am născut în țara în care reușim să facem ceva și să ne iubească amin. Cineva. Amin, amin. Johnny... Nu, e minunat la noi. Ești născut... A, asta eu citesc după un minut, două față, după 10 secunde, după Dan Nectar. Johnny s-a gândit vreodată să... Să meargă la un concurs televizat, să meargă la un concurs televizat. Crezi că te-ar ajuta? Ce? Din punctul meu de vedere... Eu zic că nu mai are acum nevoie. Acum nu mai are. Pentru că... N-aș putea. Acum toată lumea te cunoaște. Da. Sau foarte mulți, adică... Ai ieșit pe piață direct în top. În top. Și e, ce... în momentul ăsta e pe trei radiouri de la românești mari, adică mulțumim chiar pe calea asta, mulțumim Virgin. Bine. Dacă se uită nașul să rămână. Da, e pe Pro FM. E... Mulțumim mult de tot că au înțeles conceptul, că a fost problemă și cu treaba aia. Noi am avut așa ceva emoții că oamenii nu or să înțeleagă exact treaba cu dezacordul, dar până la urmă au înțeles. Au înțeles-o, da. Intenționat, cine poate fi putut să spună că lași tu să iasă Bravo, exact. Din producția ta ceva dubios, pe bune, hai să fim serioși. Da. Nu avea cum. Da. Ce să arătăm autenticitatea lui, faptul că vine de unde vă vine. Vă pup din Ungaria, vă pup așa. Când vine conector în Slobozia, nu știu, și Dani Curios. În Slobozia, da, pe 26 sau 28, da. Da? Bun. Dacă nu mai apare schimbări, nu știu, niciodată nimic. Ora 9 a venit, omul negru. Omul negru a sosit. Ora 9, da, sfârșit. Asta cu ora 9 ne-a spart. Covid-ul umblă altfel țara. Da. Unde... Unde a fost până acum Johnny? A explicat băiatul, a mai tot spus. S-a pregătit. Cât a umblat piciorul meu? Hmm? Cât a umblat piciorul ai văzut, meu? Ai văzut țara până acum sau? Am fost și până țara, da. Ai fost, dar și de aici încolo urmează. O să vezi. Probabil, da, am văzut foarte. Să cunoști multe locuri noi și mulți oameni noi și nu doar în țară. De exemplu, am fost pentru prima oară la munte, acum, săptămâna trecută, cu Nicu. Da, mă, deci prima oară la munte a fost săptămâna trecută cu noi.
se mira pe drum, se uita și ne-a zis, prima oară când... Da. Apropo de asta, chiar mă bucur că cumva viața face în așa fel încât el să se dezvolte într-un regim de viteză. Am avut ocazia să-l duc la munte la o sesiune cu Hau, cu Smiley, cu Șerban, cu Shift, cu foarte mulți artiști. E o școală extraordinară pentru el, să stea să compună cu ei, să lucreze cu ei și... Păi cum? Da, da. Ai improvizat acolo forță? Am avut sesiuni de câteva ore, 4 ore, cam așa durau. Puteam să improvizez, dar în același timp aveam și timp destul ca să-mi calculez ceea ce vreau să fac. A turnat două piese grave acolo. Ți-a plăcut? Îmi dau seama că, na. Băi, deci apropo de faptul că a fost la... E cu munca în perioada asta, da? Și că omul muncește foarte tare, că îi trebuie piese și tot așa. Șerban, Emilia, Elena. Superb. Sunteți cei mai tari. Johnny, ești single? Opa, 20. No comment. Cine era? Șerban, Emilia, Elena. E... S-a răspuns. Nu să răspund ea așa ceva, e rușă. Ai zis că ai lăsat Instagram acolo, nu? Aoleu, da, Șerban. Bravo, bravo. Ce periculos. Șerban, vedeți că nu știți să citați, că trimiteți poze. Genial. Tocmai tu care tragi cel mai tare cu mine, nu? Emilia, ai Instagram-ul lui Johnny acolo sus. Emilia. Repede, shooting, alea. Păi cum facem? Nu? Păi... Puneți tot ce vreți pe Instagram-ul lui acolo. Trimiteți, omorâți Instagram-ul. Tot ce aveți voi mai bun pe telefon, puneți-le lui Johnny pe Instagram. Tot. Ce pățești? Domnul și la tine. Ceva. Asta vreau să zic și eu. Și la tine. Ce o să faci? Ștefan, ai o inimă de tată. Super tare, Elisei, sunt, te iubesc mult și te voi iubi mereu. Îl pup pe Elisei, fratele meu. Fratele meu. Bună seara din Grecia, felicitări. Dacă ne-ar cânta una grecească, ne-ar trimite, nu pot să zic unde, de una tot. Super, Johnny, bravo, felicitări. Știi, mă, de-astea grecești? Ai ceva? Nu prea. Nu, știu 3 cuvinte, 4 cuvinte. Am înțeles. Atât. Să-i bine, cum... oricum sunt multe grecești făcute în română deja. Exact. Adică, da. Dacă dai Nikos Vertis sau orice alt artist mare, găsești aceeași versiune în limba română pe care direct, o știi sigur. Direct. Da. Eu pregătesc următoarea piesă chat, dar să o zică și ei, să-i cumpere cineva un bilet în SUA doar dus. Băiatul ăsta la ce influență are în voce, e unicat, îi distruge pe toți. Apropo de asta, chiar vreau să spun că deja am trimis piesa la niște label-uri în Turcia, în Albania, să vedem niște rezultate. E posibil să îl lansăm cel puțin în, să zic, internațional balcanic. Păi e foarte bine. Da, foarte de acolo, bine. Da, un mogul din ăsta l-a postat pe TikTok-ul lui, omul are vreo 2.600.000 de followers așa, și foarte mulți bani. Și l-a postat acolo, am luat legătura, am trimis piesele, acum așteptăm să vedem. Ce tare, bă, ce înseamnă când e harul, talentul, toate astea sunt cuprinse cumva într-un proiect de început, adică până la urmă, mă, nu e un proiect că dacă te uiți la videoclip, nu zici că mamă s-au băgat în clipul ăsta 50.000 de euro sau mamă ce producție, nu știu cum, sau e pur talentul lui, da, și o primă încercare, știi? Că, na, și când ți se confirmă din prima, cred că e mândria maximă. Wow, adică mi se pare că e așa, e... Pepe este extraordinar, eu tot timpul am zis și chiar am apreciat și pe alți colegi care au făcut treaba asta, eu n-am, na... Acum am făcut-o și eu. E extraordinar când reușești să creezi spațiu pentru un om să-și facă meseria, să-i pui o meserie, cum s-ar zice, în brațe. Da, să te pomenească toată viața. Este cumva extraordinar. Să-i schimbi viața. Da, că da. Până la urmă schimbi viața. Da, ăsta e cel mai mare câștig. Bravo. Bravo, Conector. Conector a făcut multe fapte bune și piese extraordinare. Una dintre ele e o piesă ce mi-am asumat-o de cum am intrat la el în studio și era a lui, se numește În pasă. Da. Hai să o cântăm. Hai să o cântăm. Piesa asta, deci, mie, nu că mi-a schimbat viața, mie mi-a dat o stare și îmi dă o stare de câte ori o cânt pe scenă. Și ce crezi? Dacă sunt obosit odată, pe asta o cânt. Ce tare, da. Bă, nu știu, îmi dă o inspirație mișto și nu, nici nu mă forțează. Mi-e dragă rău de tot. Mi-e dragă și îți mulțumesc mult de tot. Cu toată dragostea, și era pe tine clar piesa. Era pe tine clar. Nu avea cine să cânte. Hai să o cântăm.
Dacă simți, Johnny, dacă știi, dacă te rog acolo, adică asta e ideea, să cântăm aici. Îți dai seama că și pentru el e așa o chestie, cântă cu Pepe acum. Dar n-a văzut cum suntem aici. Da, da, da. Noi aici suntem cumva pentru a te cunoaște oamenii mai bine pe tine, Johnny. Deci, ai auzit, Pepe? M-a auzit, dar eu vreau să văd și pe voi. Păi da, mă, dar noi suntem mai este cunoscut cu oamenii, păi, pe noi ne cunosc toți foarte bine. Trebuie să știe și, să știe și chat-ul. Deci eram, repetam puțin înainte și a început Pepe să cânte și Johnny era deja copleșit, era numai așa să uita la Pepe. Mă, ce ai, mă? Da, e normal. Ne făceam mici probe de sunet fiecare, ca să ne dăm seama. Sună foarte bine. Fata de la țară. Și fata de la țară, vrei să o cântăm după aia? Cântăm, mă, ce vrei tu. Hai, hai cu, hai cu un pas. Hai cu un pas, da. Uite, oamenii vor și manele. Mă întreb adesea ce mai faci, ești bine? Te mai gândești și tu din când în când la mine? S-au mai uitat definitiv de-o vreme, căci gândul la mine îți face numai probleme. Oare ai ajuns acolo unde îți dorești? Spune-mi, trăiești iubirea din povești? Ai dat de cel ce te iubește așa cum vrei și acum sunteți gata să fiți trei. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Oare ai reușit să fugi departe, acolo unde nu există inimi sparte, acolo unde vroiai să ajungi? De câte ori eu te făceam să plângi? Ai dat de unul care nu e așa de ocupat, ai dat de cel cu care ții micul dejun în pat, de cel ce-ți va da tot ce eu nu am putut, de cel ce mă plasează pe mine în trecut. Tu nu știi că mai pasă de tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. De tine și că te mai văd prin casă, deși nu ești lângă mine. Am auzit că spui mereu că îți e bine și că ai uitat de tot, de tot de mine. Am acum îți dă și stare de sărbători piesa asta. Da, este perfect de sărbători. Tu gândești că eu am lansat-o de Valentine's Day. Bă, deci cumva era în conceptul piesei, nu era o piesă de dragoste, era o piesă, e o piesă de asumare a singurătății, știi? Da. Urmă, că, na, și, știi? Și adorului un pic. Da, și adorului și asta, dar nu cumva de ce fericiți suntem împreună, nu, știi? Nu, da, da, da. Adică nu e iubesc de fericire. Da, 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 nu. Știi? Da. Dar cu ce da, suflet ai cântat? Da, așa o cu ce suflet o cânti, da. Așa o cânti fiecare. Frumos. Nu, trebuie să-l vezi pe Pepe la cântări, că e, deci nu contează. Sunt 10 oameni în față sau alții, mai sunt, nu contează. Nu o să o iei niciodată la botez la fime.
a ridicat toată lumea în sus, adică era lumea așa. N-avem mă cum. Pentru asta, pentru asta suntem lăsați pe pământ, relele. Amin. Cumva, ce? Când urcăm pe scenă, a venit. E, cumva, nu știu, da. Chestia aia, bă, stai, că noi... Exact. Asta facem de viață, nu? Exact, exact. Chiar gândeam la un moment dat că, zic, bă, meseria asta noastră, parcă așa, doctorul, dacă taie greșit, adică noi dacă scoatem o piesă, eu în gândul meu, știi, asta e, da? Un doctor, dacă taie greșit acolo, pierde o viață. Dar după aia am stat și m-am gândit, bă, și la noi există, adică noi putem să fim despărțiți în divorțuri, în, noi trebuie să cu confirmăm. Durere de măsele. Cu... Da, noi trebuie nu, să confirmăm. Ești, trebuie să fii acolo. Trebuie să fii acolo. Indiferent ce se întâmplă cu oricine, Doamne ferește, indiferent cât de greu ai ajuns, cât de obosit ești, cât câte ore ai stat probabil în mașină într-o poziție, exact, și n-ai putut să dormi sau să te odihnești, cât de răgușit ești. Trebuie să urci în scenă, da, și oamenii vor să vadă acel artist cu care, nu știu, pe care îl așteaptă. Pe care știe, pe care la așteaptă, televizor, pe care știe, pe care știe după piese. Da. Mă uit, nu poți să te duci să zici... Cum? Mă uit că îmi scrie toți frații mei, am văzut pe toți. Și ce vor frații tăi să cânti? Nu, mi-au cerut nimic. Păi de ce să spun? Scris toți, mi-am scris toți. Foarte bine. Bă, te deci pupă având... Kiki, te pupă Irene, am citit acolo. Avându-l pe Johnny aici și mi-am să aminte și de piesa ta, tu observi o chestie. Bine, eu sunt și fan connector, deci nu vă luați neapărat de ceea ce zic eu. Ai văzut că toate piesele lui pleacă de undeva din spatele lucrurilor, deci nu-ți dai seama? La Ampasă, tu mai ții minte că tu te-ai dus la Neața... Și până ne-am întors era în trending. Da, 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 da. Hai, mamă. Da, eu trebuia să lansez videoclipul, era gata videoclipul. Ah, da, știi? Bă, era gata, da, videoclipul, gata, și gata, bă, mi-l trimite Dan Petcan. Ce zici, o formă din asta pe într-un YouTube privat? E ok? Bă, e ok. Gata, îmi place. A fost un videoclip. Și este un videoclip la care nu am schimbat niciun cadru. Deci nu există la mine să primesc un videoclip să nu schimb ceva. Și să nu, bă, acolo nu e bine sau aș mai vrea, că știu că am mai tras ceva și n-ai băgat ceva cumva, știi? Că știm, îți dai seama, da, dacă facem de viață chestia asta. Bravo, bă, la asta, deci l-am primit pe YouTube-ul ăla privat, țin minte, și trebuia să-l lansăm într-o zi. Dar zi de dinainte povestea, că tu te-ai dus la Neața, ai cântat la Neața și după aia noi am plecat să facem clipul. Clipul a fost în trending. Păi fără, da, să, fără să știu. Păi da. Și am fost cu piesa, nu că văzusem YouTube-ul privat de la Petcan și aveam Neața programată a doua zi dimineață. Și vin la tine până îl descarc și îl lansăm marți. Gen la două, da, zile distanță, știi? Da. Sau miercuri, sau, da, joi, cum era. Nu, aveam noi Valentine's Day pus. Aveam, da, îl lansăm. Oricum era timp, era și timp, da, cumva m-am dus pe 12 în loc de 14 la Neața cu piesa, că, da, așa o stabilisem eu, da, nu știu ce. Și, bă, și m-am dus clipul și eu urma să lansez a doua zi. A doua zi eram în trending. Da, da. Dar că eram în trending așa. Eram pe locul 2-3, da, adică, da, eram... exact, știu exact. Și am zis, bă, scoate clipul ăla de trending, că lansez pe ăsta la altul. Da, mă, că e ușor frustrant, adică, bă, stai, bă, puțin, trebuia să fie pe canalul meu, trebuia să lansez. Nu, dar e clip. Și e clip. Și clipul, adică, da. Adică eu am venit filmarea de la Neața, să cânt, doar, să pun doar piesa. Sunt eu într-un platou TV. Eu am un clip. Luați clipul. Că optica e normal. Am băgat clipul și a intrat clipul instant în trending. Da, era logic, da. Cum, da, dubios, da. Da, ciudat. Ce te băi, frumos pe doar... o parte, adică tare, dar cu, bă, stai, da, să capitalizăm un pic. Frumos, frumos. Da. Oamenii vor piesa aia, da, mă. Așa n-au. Așa n-au. Păi îți, da, dai, da, seama, trebuie, da, să dea și ei niște like-uri dacă febra. E. Ia-o-s, Dan. A început Dan, gata. Băi, care vreți Așa n-au de acolo? Deci, hai că vă fac calculul. Băi, tot să vede așa, mă, asta. A făcut ceva, a luat apă la genunchi. Nu, are întârziere și are întârziere? Dă-mi 1000. De la ce? De la... Facem calculul. 1800. Pachetul numai de date pe YouTube care vine. Ia reparomotul, știi, s-o repari. Ce trebuie să fac, naș? Dă-i să... Dă-i la calitate maximă, că acum e la 140 sau ceva. Ai schimbat tu calitatea din alea de nu, la tine? Nu, dar o ia YouTube-ul, că așa o ia. Dă-i YouTube. Da, pe e 244. Nu, dă-i mult, că e 2K în momentul ăsta pe YouTube. Uzi, e 2K, eu nu înțeleg. Facebook, vedeți că e... Nu înțeleg nimic. Bă, dacă mă pui, bă, tu mă crezi că eu nu știu. Și a merge, Doamne, eu dacă n-aș fi logat
Mie dacă îmi cere parole, da, da, eu nici parola nu mi-aș știu. Nici bă, jur pe cea mai scump sunt. Băi, nu se poate așa ceva. Exact. Da, ne ia, mă, ia și fă. Nu știu, frate, nu știu. Nici nu vreau, nici nu vreau să învăț. Nici, nu. E prea târziu. Mă zăpăcește. Pe maxim? Zi pe cât îi dau. 1080, nu? Da, 1080. Să vedem dacă duce. Chat, vedeți că n-am glumit. Suntem mai bine de 1800 numai pe YouTube. Facebook, wow. Vedeți că pe YouTube facem 2K, adică să vede și să aude extraordinar de bine. Haideți să vedem și noi măcar 1500 dacă vreți, da, așa, n-au, ca așa. Da, normal, normal. Pe stomacul gol chat. Șantajăm între ghilimele. Ia vezi, bine așa? A început, da. Pe stomacul gol chat. Uite, bă, ce frumos se vede. Bă, deci după ce că cântă cum cântă, mai știe să facă și YouTube-ul 1080. Mai e și 1080, abar n-am cu 1080. Eu întrebam și ăsta, la ăsta cât costă? Dacă îmi spunea acum, Dan, hai să-l facem 1080 sau 2K și ăsta cât costă? Eu n-am, mamă. Păi știu că și tu ești la fel ca mine. Pământ. Pământ. Deci luați-vă două secunde și omorâți butonul ăla de like, să sară like-ul ăla în sus. Mamă, fii atent ce idee le-a venit unora. Zi. Ce? Ci că piele albă, piele neagră ar suna bine rău de tot cu Johnny. Ok. Avem? Da, dar nu știu. Da, că avem sigur. Nu? Dan trebuie să știe. De data trecută. Păi și eu ce dau pe ea? Cum? Piele albă, piele neagră. Păi și freestyle-ul, tu vezi? Hai mă, las că vezi tu. Dragoste de ciocolată, hau, hau. Dragoste de ciocolată. Băi, băi, că spunem o premieră, o treabă. Pregătim Fata de la Țară 2 cu Johnny. Mai, nu, sta așa, aș pune, dar nu... Nu mă lasă, da, când e gata. E extraordinar, e extraordinar. Deci ce o să întâmple acolo e grav. Fata de la Țară oricum. Când te ia nervii, faci urât. Știi cine era, mă, de vrea să-l trimită și să dea bilet și alea să-l trimită în America? Era Mihăiță, mă. Eu nu i-am văzut userul. Care Mihăiță? Mihăiță al tău. Mihăiță Bucur? Da, mă, el deci, era. El nu e în America, de ce îl cheamă în America? Mi-a trimis mesajul, că normal comentul era să plece, că aici n-are ce face și prea tank. Păi nu, mă, că și în America acum e... No, lasă-l aici, lasă-l cu conector aici. Dacă are Mihăiță. Ce să facă conector, face și el. Știm exact ce trebuie să facem mai... Deci, piele albă, piele neagră, 2, nu știu de ce 2, așa a scris Paul Iorga la vremea respectivă. Da. Exact, doi, ca Fata de la Țară 2, știi? Da. Shout-out Paul. Sper să, dacă e cu strofa lui Shiv, nu mai știu cum e. Și eu sper să fie exact negativul ăla, dar scrie sub el Paul Iorga. Da. Deci altul n-are care să fie. Ok, hai să vedem, vedem ce-a băgat Paul acolo. Ei. Vezi, mă, că se poate. Ei. Nu știu că poți să duc așa. Îmi vine să duc ca la mine. Și stai aproape de microfon și zice ce trebuie să spui. Hai. Ai, ai, piele albă, piele neagră. Hai, ai, dragoste de contrabandă. Hai, baby, hai, baby, tu mai nu știi ce ne leagă. Piele albă, piele neagră. Are pielea albă fină, zici că e albă ca zăpara, ei. Rupe tot, rupe și școala și strada, ei. Are ea ceva ce nu ai mai văzut. Oricât de mult de la o vrei din ce în ce mai mult. Deci eu vorbim și tichii la bar. Te bagă bani, zangă bani, lea te dau bis, bis, te bis, mi și bis, respect. Ca Alexandru n-a dat numai. Mi-a zis că e fana lui Banu Mahe. Ea are cu mii de dată, zare întinde ca pavă mai. Eu și expin, s-o inspin, s-o expin, s-o transpin. I'm just fin, I'm textin, just textin, I'm coming. Tu nu poți cu altul, gala mea e una, tu. Vinuga, s-a fac tatu, da. Ai, ai, piele albă, piele neagră. Hai, ai, dragoste de contrabandă. Hai, baby, hai, baby, tu mai nu știi ce ne leagă. Piele albă, piele neagră. Hai, hai, piele albă, piele neagră. Hai, hai, dragoste de ciocolată. Hai, hai, tu mai nu știi ce ne leagă. Rihanna, Anastasia, adrenalina, văd de Angelina, faia, gasolina, ei. Uite cum mișcă, nu știu ce ne leagă, ei. Ia ciucă, eu frișcă, piele albă, piele. Ai, piele albă, piele negră. Hai, ai, dragoste de contrabandă. Hai, baby, hai, baby, nu mai nu știu ce ne leagă. Piele albă, piele negră. Hai, hai, piele albă, piele negră. Fim.
Dragoste de ciocolat, hai. Așa am zis mereu. Așa, așa, mereu am zis așa, da. Dragoste de ciocolat. Frumos. Dragoste de ciocolată? Dragoste de ciocolată. Dragoste așa. De ciocolată, mă. Dragoste de ciocolat. Dragoste de ciocolat. Ce vrei să-ți aducă Moș Nicolae? Ce vrei să-ți aducă Moș Nicolae? Hai zi acum, că pe tine te-am întrebat. Lasă cu cititul. Întreba cineva și pe... Dacă ți-ai făcut ghetuțele. Ce să fac? Dacă ți-ai făcut ghetuțe. Ce vrei să-ți aducă Moș Nicolae, mă? Aolui, ce, vedeți că nu, păi, nu și-a făcut ghetuțe. Ghetuțele lui sunt pe Instagram. Deci puneți-i acolo. Ia, ce facem așa. Ia, nu, gândește-te. N-am apucat să le pun. Dar gândește-te tu bine, în copilăria ta, ce primeai tu de la Moș Nicolae? Și spune. Ciocolată, mandarine. Mă așteptam la orice, dar cu atâta apă în gură, mandarine. Păi mie și acum la vârsta care o am, îmi plac mandarinele, fructele, mandarine, în general, da. Băi, ce-i drept, cel puțin, cred că la noi, la da, țigani, cred că așa a fost tot timpul. Mi-a spunea lui mama mea, bre, dar jucării, lasă mai că așa a venit moșul, moșul Nicolae nu are asta, e Moș Crăciun are. Moș Nicolae ți-aduce, uite, ți-a, uite așa. Moș Nicolae e mai sărac. E mai sărac, bravo. E aici, portocale, exact, napolitane. Da, exact. Apropo de asta, Dane, poți să dai și mie pungaia neagră, te rog? Eu pun de neagră acolo. Ai adus mandarine? Ai adus mandarine. Am adus niște mandarine, da. 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 Vă salut, băieți. Am și eu o mică rugăminte. Azi este ziua mea de naștere și mâine ziua mea de nume. Se poate Connector să cânte ceva frumos. Îi cântăm, păi, cântăm, sigur. Mulți ani trăiască, da? Mulți ani trăiască, să fim sănătoși. Nașul Pepe, uite, pentru că na, Sfântul Nicolae și nu aveam cum să venim cu mâna goală. Din partea noastră am luat de la Alex Constantin, este... Prietenul nostru este hairstylistul vedetelor, special a băieților. Și uite, pentru tine aici un set Alex Constantin Concept. Ce mișto. E, da, e un ulei de barbă, e o mască de păr, un șampon mișto. Mi-aș face freza în direct, dar e șampon ăsta, asta e. Da, e șampon. Ai șampon mască. Da, să rămână, da, da. Mulțumesc, stai că-s mai multe. Studiate până în Israel, e un băiat foarte conștiincios și foarte îndrăgostit de meseria lui, dacă, Alex Constantin dacă Concept. Dacă nu știu să le folosesc mască, dacă nu știu să le folosesc, te sun. Mă sun, da, nu e problemă, că îl întreb și eu pe el. Mulțumesc, îl pupăm și pe Alex Constantin, e Alex Constantin Concept, căutați-l pe Instagram, e meseriașul meseriașilor, hairstylistul, da, vedetelor, să zic așa. Pe el. Unde are? Chiar, uite, chiar mă gândeam pe poate... Habar n-am, poate ne-nviți toată la o emisiune, are o poveste extraordinară. A început cu într-o spălătorie dintr-un bloc și acum are în centrul capitalei un Dita Mai salonul, da, și academie și mai exact pe la Radu Vodă, pe Radu Vodă, fix pe strada Radu Vodă. Nu știu unde e Radu Vodă, că... La Unirii, în spate. La Unirii. Da, e groază cu el. Că vreau să mă tun scurt la Elvin. Ok. Alex, ai auzit? Am aceeași freză. Ok. De ceva timp. Okay. Niciodată nu stă la fel. Naja n-au. Păi dați, băgați mâna în like-uri. La vedere, nu? Ce? Instagram. Alex Constantin, Alex, da, cum, pune, Alex Constantin Concept. Concept, da. Îl aveți aici, pe Instagram, acolo, în cazul în care... Păi cum? Îl pupăm și... Vedeți, iubim, unde se face și Connector, unde se face și Johnny. Și unde... Alex Vela și Speak și Shift și toți băieții. Mamă. Deci era dacă, Andra dacă și vrei toți să băieții. Dai, deci dacă vrei să dai de artiști, te duci pe acolo. Clar, tot am timpul, înțeles, tot timpul. Piele albă, mamă, să trăiești cu numele Pepe. Să trăiesc cu numele, da, pe e. Da, la mulți ani, mâine, la mulți, dar nu acum, mă, după 12. Atunci Undertaker, că e și membru, la mulți ani. La mulți ani, la mulți pentru ani din tot sufletul. Cântă băieții împreună cu Pepe, că e și ziua lui de nume, exact cum este și ziua ta, după 12. După 12. Da. pentru toți cei ce poartă numele Sfântului Nicolae. Pe mine mă protejează Sfântul Nicolae, Sfântul Ion și sunt născut de Sfântul Ilie. Ce tare. Nu mă numesc și Ilie, sunt pe 20 iulie, dar sunt Ion și... Sfântul Nicolae are o poveste extraordinară, cum a pornit treaba cu dulciurile și cu cadourile, cu Moș Nicolae, extraordinar, mi-a spus un părinte. Zice că de mult chiar a existat personajul Nicolae, era un copil, 5-6 ani, mă rog, într-o piață de pe acolo, de pe zona Israelului, niște copii cereau niște dulciuri din zahăr la o tarabă. Vânzătorul le-a spus ceva de genul, bă, n-aveți bani, dați-i drumul de aici. Și Nicolae, având o evlavie foarte mare, un suflet foarte mare, în momentul ăla, fiind și îndelednicit cu rugăciunea, s-a pus pe genunchi să se roage la Dumnezeu să le dea totuși ceva,
ceva copilul, ceva dulce. Și se spune acum, legenda spune că în momentul ăla a nins cu niște fulgi din zahăr dulci. Și toți copiii erau și mâncau dulce. Ce frumoasă, n-am știut povestea. Da, da, da. Și că de acolo vine ideea cu dulciurile. Deci mama, deci țiganca știa treaba cu dulce. Mă, maică, nu-i cu jucării, e cu dulce. Nu-i cu haine scupe. Scupe, bravo, da. Alea de Paște. Alea de Paște. Training nou de Paște. Aia e cu nuieluța. Dacă primiți nuieluța, înseamnă că e un semn că ar trebui să ne îndreptăm. S-ar putea să o primim toți, nu știu. Vedem. Să cânte numai iubirea. Eu vrei, mă, să-l vezi pe Undertaker? Da. Cum îl cheamă? Ionuț Nicolae. Serios? Wow. Ca pe mine, mă. Deci Undertaker e ca pe mine. Incredibil. Ionuț Nicolae. Și e și membru la tine. Uite, mă, numai iubirea, frumos, Johnny, numai iubirea Johnny. Nu. De la Oana Oana. Oana Oana, da. Oana Oana. Cânt eu numai iubirea și cântă, da, și el o strofă, o ceva. Nu, unde ești de acolo, refren, stau, da, și cu tine pe refren. Oana Oana, johnny.underline.romano pe Instagram, Oana Oana. Opa, alta? Ce mă iubește? Gangnam Style. Ce mă iubește și el? Oh my God. Ce mă iubește și el vrea să... Îți dau cheile de la studio, doar la studio. Da, dacă e. Să știi că toți cei care ne urmăresc, să nu spun toate, au înțeles ideea. Bă, trebuie să cunoască și partea asta. Deci nu e artist complet dacă trebuie, nu cunoaște și partea asta a lucrurilor. Trebuie. Te duci acasă, te uiți în oglindă. Învață, da, de la grei. Te uiți în oglindă, yeah, și vorbești tu cu tine. Așa. Cum îți spui tu ție? Dragă. Dragă. Stai așa, dragă. Sunt artist. Când mă duc la o filmare, când mă duc cui, la mie, studio, spun tu, mie? Tu, da, vorbești tu cu tine. Repeți. Ah, ok, ok. Tu îți repeți ție, să înțelegi tu, că dacă tu înțelegi, poți să transmiți mai departe. Dacă tu te crezi. Dacă tu te crezi, te crede și altcineva. Dacă tu spui ceva fără să crezi, cum să te cred? Da. Corect. Și spui, ca să fiu bine cu publicul, nu trebuie să fiu deschis la inimă, suflet și trup. Și când... Deci când trebuie close up, gata, am close up. Uitați-vă la fața. Auzi ce zice mama acum? Pepe, ce îl înveți pe băiatul meu? Exact, exact asta, să uita și chat-ul și întreba. Pormă, trebuie să-ți promiți. Da, să-ți promiți că atunci când ajungi acasă, ești acasă, ești cu minte. Ce frumos. Când ești pe scenă, aparții tuturor. Corect, uite ce frumos. Când ești pe scenă, aparții tuturor. Ce vreau eu? Când ești în public, aparții și celor care te-au văzut pe scenă. Când ești... Cum ești... cu frumoasă din aia, cu maram, așa. Când rădă. Ești acasă, ești acasă. Fii atent că ai zis dansul mare. Când ajung acasă zic așa, a zis nașul pe vreo. Da. Bă, uite, că, uite, are ani de zile de carieră. Are, da, are, da, are, da, altfel, da, să duce dracu cariera. Că dacă trebuie să respecti publicul. N-ai cum. Și acum Johnny se întreabă, bă, ce dracu am ce făcut noi în tabăra aia la munte? Noi am stat să facem muzici, să facem, de suntem nebuni la cap, ia uite, da, ce... Astea, Pepe, când mergi cu noi în tabără? Mamă, tabără cu nașul. Știe că nu. Numai creație nu iese acolo. Ba da, și creație iese. Creație iese. Creăm oameni noi. Moșu. Moșu trebuie să vină la fiecare dintre noi, că am schimbat subiectul acum cu Moșu. Moșu trebuie să vină la fiecare dintre noi, deci mă bucur tare mult. La mulți ani sărbătoriților, ce mai cântăm? Păi că chat-ul se râde, că păi, a venit Pepe, mentorul, știi? Adică a venit... Da, e nașu. Îți dai seama. Trebuie să fie frumos. Din fundul curții de acolo. Trebuie să fie frumos. Păi da, mă, frumos. Pe cald, pe liniște. Păi da, mă. Să fie bine, să nu fie rău. Ia-o invers. Ia-o invers. Să fii și tu fanul cuiva. Tu. Uite fanul lui Connector. Și ai scris lui Connector. Cum era, mă, să nu-ți răspundă? Da, true, vezi? Pă dost. Trebuie să răspunzi, trebuie să răspunzi. Stai că nu se oprește aici, zi, zi. Să ai relații. Continuă. Cum era să nu-ți răspundă? Relații cu fanii, da, tăi. Într-adevăr. Nu e vorba de ajutor să... Bă, te bucuri și la o inimioară, la un smiley face, la o salut, da, salut. Mulțumesc, Româna. Serios, acolo ceva. Nu, exact așa se bucură și oamenii când le răspunzi tu. Corect. Că-s bătrân, că-s copii, că-s fete, că, mă rog. Păi, eventual doar, da, adică doar în ultimul caz, nu. În general, bătrâni.
scriu. Da, frumos. Da. M-a dat după, adică Pepe după aia adus un moral frumos. Da, 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 da. Că bătrânii trimit poze pe Instagram. Mai trimit cu icoane, cu de-astea, dar da, tu, că nu primești tu asta, nu înseamnă că noi nu primim. Pepe ca Pepe. Și el vrea să-mi facă de drum neapărat, nu vezi? Da, 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 Dan vrea să nu mai dorme acasă. Bă, dar e și minunat. E bine acasă, e simplu. Johnny.underline.romano. E da. mega simplu, trimiteți icoane. Sau ce? Trimiteți icoane. E foarte bună, că ce învață de la noi. Noi nu ne știm parola. Nici tu să nu ți-o amintești niciodată. Ce genial. Să nu ți amintești. Nu știu. Să nu știu. Nu știu. Nu știu. Uite. Dar câte să știu și eu până la urmă? Exact. Uite Nica ce zice. Johnny, dacă vrei să fii iubit de femei, ascultă-l pe Pepe. De oameni, mă. De oameni. Oameni. Că trebuie să vezi omul în fiecare suflet. Sufletul nu are sex. Da. Corect. Oana. A revenit Oana. Deci unde vin? Ma, așa? Băi, parcă nici la noi nu era așa. Păi la noi n-a fost niciodată așa. Da. La noi nu. Ce, te-a pus pe gânduri, nu? Noroc? Ce? Nu. Da, nu? Eu ți-am zis că o să fie greu, adică din punctul ăsta de vedere. Tu mi-ai zis că o să fie greu, gen atât n-ai dezvoltat. N-am dezvoltat, ți-am zis că o să fie greu. Greu, degeaba ți-l explică greu. Cineva acest greu până nu-l simți pe pirata. Da. Vim că acum am înțeles de e la tine. E ca succesul, e ca și... nu bea vin că amețești. Până n-amețești, nu știi cum e amețeala din vin și aia din parc când te dai în roată. Nu, e diferență. Asta e ce avem noi în comun cu stoarzii, cu stoardesele, stoarzii. Treaba asta. E greu. Deci, în esență, treaba care o avem noi în comun cu stoardezii e că e greu. Da, foarte greu. Pe drumuri. Păi, na, ți-am mai spus. Jumătate de săptămână o să fii plecat. De în oraș. Da, adică oboseală, astea. Păi, oboseală. Pe drumuri, e foarte greu. Vor apărea gelozii, vorbe. Oho. Nici tu nu o să te înțelegi. Nu eram pregătit. Da. Nu eram pregătit. O să te gândești, dar eu de ce alaltă ieri gândeam altfel? Ieri eram alt om. Nu eram pregătit să primesc atâta înțelepciune sub nicio formă. Da. Eu zic, acum na. Tu cine ești? Eu cine sunt? Cum am ajuns noi aici? Și cum ajung? Gata, iertați-mă, gata. Ori și cum ajung acasă mai haladit? Nu, trebuie mai civilizat. Mai civilizat, corect, ăsta e cuvântul. Mai civilizat. Cuvântul. Connector, te rugăm mai civilizat. Un reggae, zice lumea. Un reggae, văd dacă am aia de atunci, de data trecută. Cum să-l pun pe gânduri, îl pun altundeva. Bă, gata, nu mai. Glumeam. Adina, da. Oricum are treabă multă, Johnny muncește foarte mult. Foarte în multă momentul ăsta avem mai mult decât jumătate din albumului. Gata. Și se bucură tare mult pentru cei ce îl înțeleg că e ocupat. Exact. Că muncește mult. Cum dacă sunt oameni care te înțeleg? Și oameni care nu e normal. Oameni care doar se bucură pentru cariera ta, să nu lași niciodată pe cineva să te distragă de la carieră. Că uite, eu am făcut greșeala asta de la mult timp. Amen. Adică o să o faci și tu fără să-ți dai seama. Când te trage din muncă, e prost. De? Da, pentru că acum ești ca un bun național, adică oamenii așteaptă să livreze. Băi, aș fi propus Naja Nau. Dar n-au sărit de 1500, așa că să mai așteptăm. Like-uri. 1500 de oameni? Nu, 1500 de like-uri. Like-uri, mă, că oameni sunt mulți. Sunt mulți. Dacă le oprim cât acum sunetul și cât cântăm... Nu știu, sunt mulți în momentul ăsta. Sunt doar 1500? Sunt 1900 doar pe YouTube. Doar pe YouTube sunt 1900, dar sunt și pe Facebook foarte mulți. Deci acum tu gândește că ești la un concert cu 1900 de persoane. Doar pe YouTube, stai că și pe Facebook sunt Dani. Cred că sunt 1000 și ceva și pe Facebook. Deci ai sala Palatului. Da. Ai sala Palatului, ai 3500 liniștit în momentul ăsta, de oameni în direct. Dar celor de pe Facebook le spun că pe YouTube oricum se vede și se aude mult mai bine, intrați acolo și oricum vedeți că avem Naja Nau. Măcar dați like-ul și întorceți-vă acolo pe Facebook să vă uitați pixelat. Dacă...
Că e bine să te uiți pixelat la Naja, n-au păi să și audă așa să-l, mono. Aș vrea să-l auzim un pic romantic pe Johnny. Să cântăm numai iubirea, putem să cântăm Fața de la Țară mai târziu. Da. Să o ținem în hituri până la Naja Nau, ca să înțeleagă oamenii că e o seară specială, că vine moșul. Nu? Corect. Și numai iubirea întotdeauna e potrivită, mai ales când e în prag de sărbătoare. E cu... Trebuie să știi să dăruiești ca să primești. Cel puțin pentru iubire, tu știi că e piesa mea preferată. Da. Numai iubire. Scrisă impecabil, linie melodică impecabilă. Frumos. Asta cred că e o altă variantă, nu știu ce ne dă Dan acolo. Este, nu este varianta ultimă, aia o facem noi. Dar oricum e o altă variantă. Dăm. Am făcut mai multe edituri la piese. Da, tu mi-ai și spus că ai stat cu băieții cu chitarii. Asta e, nu ține de proiectul cu chitariști. Okay. Proiectul cu chitariști e separat. Ăla cu chitariștii pe 12 decembrie avem ediție specială, să vă uitați, o să fim în direct. Pe data de 12 decembrie vom emite de la Le Chateau cu ușile închise și cu telefoanele sau cu televizoarele, cu device-urile voi deschise, pornite, pe canalul meu de YouTube. O să fie un concert tare rău de tot, fiind în direct și fiind pe scenă, fix pe scenă Le Chateau. O să sune impecabil și am repetat multe piese, multe. Și de ale mele de pe vremea când eram în Latin Express și din astea mai noi, M-am jurat, am făcut-o și sună într-un mare fel. Și doar pe online, doar, deci nu la Le Chateau nu e nimic. Nu, doar pe online, Piese din repertoriul Gypsy King, Salabina și mulți artiști spanioli. Sigala. Peret, cred că o să fac și Sigala, multe. Sigala mai multe cu pian și contrabas, nu prea cu chitarii. O merg mai mult pe tradiția rumba flamenca, știi? O să-ți placă tare. Și o să rămână public, pentru că totul e... Știi cum e cu online-ul? Trebuie să ai drepturi pe tot ce faci. Astea fi încântate de noi acolo, e altă energie. O să-ți placă tare. Pe 12. Și o să mai fac niște ediții speciale și de bar online și de... Sunt multe astea cu chitariști. Am avut acum... Acum înțeles. Deci ele nu vor rămâne pe YouTube? Ba da, astea vor rămâne. Da. Astea vor rămâne. Dacă aș fi folosit negative originale ale unor case de producții pe care nu le cunosc, probabil mi le scoteau. Ok. Înțelegi? Dacă eu l-am negativ de la, inclusiv al meu, de la nu știu ce piesă, știi? Inclusiv uite, acum, de la numai iubirea, nu de la nu știu ce piesă. Acum e tot numai iubirea, dar nu e negativul ăla de la Oprescu ăștia. Zi. Înțelegi ce zic? Te aștept. Mi-ai luat tot ce aveam pe lume, puterea de n-a mai iubi. Mi-ai luat cu tine fericirea, dorința de a mai trăi. Fructul iubirii noastre, Criște, e grăbirea iubire. Dar amintirile cu tine nimeni nu mi le poate lua. Ești îngerul iubirii mele, te simt acolo undeva. Numai iubirea ta imensă, doar ea mă poate ajuta. Tentații dulci lucioase mă-ndeamnă iar ușălale, iar bunătatea-mi face semne de lângă ea să nu mai plec. Numai iubirea, doar iubirea
Ce? Nu știu cum s-a auzit acasă, dar în căști aici a fost ceva extraordinar. M-am păcălit și puțin, n-are nimic. Da, ce stiluriți. Ce stiluriți. Wow. Nu se poate. Da, adevărul că când intră pe pena cutele alea, te copleșești cu tare. E o forță. Uite, mă, că primim aici mesaje pentru Johnny. Astea sunt pentru tine, mă. Da, da. Astea cu ne primești pe toate la tine acasă, mi se pare că primești aplauzele noastre să ți intre în casă. A. Asta vreau să fie. Da, e autocorect. Bă, dar ce l-ai făcut? Nu am făcut nimic. N-am făcut nimic. Criminal. Da, era să zic, da, nu mă bag. Ce? Nu mă bag. După aia pare că na. Ca și cum aș ști și nu știu. Tutti frutti tequelas, un mesaj care a intrat așa, perfect. Bagă cușca, spune Florine, da? Cușca? E dificil, nu mai. Facem cu cușca, Dane? Nu, like-urile alea direct și puneți mâna și dați și share-ul. Haideți să nu facem, dar asta e o seară prea frumoasă. Dați voi like-urile alea să sărăm măcar de 2000. În primul rând să știți că nu le dați pentru... Nu le dați pentru noi, nu le dați pentru Pepe, pentru Connector, pentru Johnny, dați în primul rând pentru YouTube, că nu știe că suntem live, la asta mă refer. Și după un anumit număr de like-uri, trimite live-ul ăsta avion, săgeată, rachetă, păi în da. Sugestii. Păi știm. Da, chat, puneți mâna și dați like-urile alea să le văd și eu că urcă repede, ca să fim măcar câți vă uitați. Najanau, 1500. A fost, s-a zis, 1500, se cântă în Ajanau, aveți dreptate, dar cel asta nu înseamnă că trebuie să vă opriți. Haideți cu like-urile. Cel mai tare a fost astăzi când vorbeam cu Rosa. Pe așa. Și mă întreabă, și cu cine e astăzi, Dave? Și eu în mașină vorbeam cu, ce zic, cu Connector și cu Johnny Romano. A, știu. Eu credeam că te știe pe tine. Da. Dar știe pe... Wow. Și a început să încânte, mă. Și știa versurile, boss, de la A la Z. Tot. Extraordinar. Deci, nu știam de unde. Nu știam. Ce tare, da. Nu, e clar. Când încep copiii să cunoască piesa, e viral, e hit. Și zic, bă, de unde știi tu? Cu Janez, cu... Tu unde știi na, tu, tată? Și râdea. Și stătea pe FaceTime și râdea. E, eu știu. Fantastic. Știe tot. Deci, n-ai... Tot, tot, da, tot. E, na. Spune o poveste. Spune o poveste, te rog. Am fost la nepoată mea. Așa. Care nepoată mea mă știe cumva. Gen, nu, adică m-am mai văzut nepoată mea. Da, normal. Și am fost la vară mea acasă. Așa. Și zice, uite tate, a venit Johnny. Și ea după ușe, Johnny? Și când am venit să mă uit la ea, să îi zic, ce faci, baba mea? Era rușine, auzi, numai. Wow. Gata. Gata, acum te-a văzut pe peste tot, măi. Da. Începe perioada am leșinat de râs de focul. Ce... Da, dai seama. Da, este un început extraordinar. Nu. E frumos. Când se întâmplă, o să vezi fel și fel de astfel de schimbări. Așa este, Oana, îl vrem în Austria. Băi, foarte simplu, Marischina, nu? Marischina, da, Sprint Music, Marischina. Spuneți-le organizatorilor de acolo. Tu când vii să cânti, în ce formulă cânti? Că e important și asta. Are o formulă sau doar are pe track-uri? Are o formulă 100%, nu. Cum? Are track-uri, mare parte sunt track-uri, dar vine cu o clapă după el, băiat cu clapa, cu claviatura și cu un flaut, suflător, nu știu cum. Este un băiat foarte talentat. Maxim Andrei. Și-a inventat el un flaut turcesc, ceva extraordinar. Ah, super. Da, și vine cu el în concerte. Bine, are mai multe suflători, mă rog, cântă și cu saxofonul și cu clarinetul. Dar da, are un suflător și un organist după el. Deci doi instrumentiști. Da. Foarte frumos. Puteți organiza concerte în Austria, de exemplu, sau în America, sau unde vreți. Sigur că da, Sprint Music, Marischina. Bine, cred că nici în Austria nu merge acum de sărbători, dar trece cu vedere. Știi ce revelion la 3 după amiaza se inventează acum? În Austria. Dar celelalte sunt la liber, adică se pot face. Germania... Uite, în Spania avem cerere pentru el. Nu știu dacă s-a concretizat, mare știe. Dar sunt cereri deja. Hai cu Najanau. Demo să habla de spaniol. Hai cu Najanau, că au făcut oamenii 1500.
aproape de reverb deloc. Da, că e rapul ăla. Rapul ăla nebun. E rapul ăla, da. Toane, conformează-te, mă. E cu reverb deloc. Nu, puțin, doar puțin. Lasă că înveți tu în industria asta cum e până, să cânti cu din acordul până bagă Dan, până scoate Dan reverbul și așa. E extraordinar. Stau și râd ca prost singur în studio pentru că mă fascinează cum trece de la o cultură la alta, de la o stare la alta. De la engleza aia Sara City, with a girl, motherfucker, așa, și după aia iau o pauză și mai vorbim și începe. Mare frumusețe, Nenicule, cum să nu, cu tare. Nebunesc, bă, cum mai e? Altă persoană, da. Nu mi explic, nu. E fantastic. Cântați Moș Crăciun, foc, foc, foc. Gata. În Turcia, freestyle, mamă... Să fug să mă vadă, că mă vede Moș Nicolae. Nu, 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 nu. Stai cu noi pe live și o să adormi la un moment dat. O, el o să vină când tu dormi. Mai ales pe piesa asta, ia fi. Da. Ia să vedem. A. Bun. Hai da. Mamă, n-am unde să fug că mă vede țigan. N-am unde să fug că vrea ca să-mi ia banii. N-am jalea-o, mamă, mamă. N-am jalea-s, mamă, mamă. N-am jalea-o, mamă, mamă. N-am jalea-s, mamă, mamă. Running lights outside the city limits, cause we know the way we finna ride out. I've been doing shit for the money, power and the fame through the night. I've been winning, I've been searching, I've been putting in overtime. Give a damn about nobody out here, nothing's out of line. Hey, look, I got a whole lot of shit in the bag. Okay, 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 okay. If you wanna do something, Benny, then come. I'm with me, I'm with me, I'm with me. Take me mama from the GFC. Lil shawty finna miss me. I've been running game, now she looking at me like she really tryna kiss me. Mama, I'm on this a fuck, I'm over there. Mama, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. N-am jalau, mamă, mamă. Tu jalez, mamă, mamă. Nu jalau, mamă, mamă. Tu jalez, mamă, mamă. Ara să-mi come knocking at my dodo. Everybody on the flow, ho. I don't even really talk about the dodo. Need to get all of my money on the low low. I don't even really talk about the past. I be rapping, I be running out of gas. They asking about where I be, but I can't tell them there ain't no G. Save a hoe like you, baby. But out here we really robbing. Call my mama on the phone, he hurt to see me from the garbage. Yeah, yeah, got it. Bring them to the crib and we can solve it. Hey, hey, call me, see if this is a problem. Oh, I know what it is. Jungle I'm in Kazur, she belles. Come on, tata, da, yele. Mama, n-am unde să fug, că mă vede țigan. Mama, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia bani. Așa, mama, mama, mama. Așa, mama, mama. Johnny Romano, who's famous? Instrumentalul care e puțin mai rapid decât ăla. E undeva o trecere. Nu contează, bun. A fost extraordinar, stai liniștit. Să zică ei cum a fost. Ăsta l-aveam decât ăsta l-aveam. Mi se pare mai mișto interpretarea ta de azi decât aia de pe piesă, nu? Ia să serios, să mor dacă te mint, jur. Deci mie mi se pare că o dai mai mișto în live. Deci mă bucur tare dacă îți place, pe bune. Mie îmi place cum o dai tot în live, nu îmi place varianta aia, dar asta mi se pare mai asumată. Noi da, avem, da. Știi? Mai la liber, mai, da. Mai liberă, mai da, 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 da. Da. Noi avem și un părometru, să știi, adică când părometru. Când ni se ridică părul în locuri în care nu știm că l-avem. În momentul ăla ne-am prins că e bine. Da, da. Și s-a ridicat, adică lampa aici nu... Adică... Ți-a plăcut Neadan, nu? Bine, mă. Ți-a plăcut Neadan? Da. Mamă, gata, nu mai e nici domnul gata. Inginer, nici nimic, Neadan. Deci dacă până acum ai existat vreunul sau unul, doi care probabil nu te-au plăcut în chat, în momentul ăsta ești ce idolul mă? Chatului cu Neadan. Ai pus punctul pe ei. Ți-a plăcut Neadan, nu?
Vreau să spun și eu două vorbe despre treaba asta cu label-ul. L-am deschis împreună cu Marius Chină. Un label fix pentru talente noi, pentru tineri, se numește Hood Famous și așa cum spune și numele label-ului, dacă ești talentat la tine în cartier, dacă ești vedetă la tine în cartier, te știu vecinii, te știu prietenii ca fiind ăla șmecherul ăla bunul pe repe, cântat și așa, scrie-ne. Scrie-ne. Unde? Ca să punem și noi. Scrie-ne aici. Pe Conector oficial, pe Sprint Music oficial și pe Hood Famous oficial pe Instagram. Hood Famous, Sprint Music, Conector. Trească Nedan. Oficial. Trească Nedan, au început, băi, nene, trească Nedan, nenea Dan, ia mama. Uite, bine nenea. Băi, la chat-ul ăsta, asta e calea către succes, știi, dacă... Mare frumusețe. Mare frumusețe, mare frumusețe, Nicule. Dar dacă tot vă râdeți, vreau să vă văd acolo la el pe Instagram, dacă toți sunteți așa fanii, toți fanii lui, da? Nenea Dan, vă roagă, duceți-vă la el pe Instagram, dați-i follow, dați-i mesaje, dați-i postări și vi le repostează pe toate. Yes. Nenea Dan. Bine de tot. Cum s-au cunoscut Johnny cu Conector? Pe au spus mai devreme, rugămintea mea e ca să nu repetăm poveștile, să vă reuitați încă o dată la live-ul ăsta. Așa a vrut Dumnezeu, nu? Nu merge în Austria. Ce nu merge în Austria? Cântările, probabil, că nu... Că nu merg în Austria, cântările, probabil. Da, mă, pentru că ei sunt în loc, da, și ei. Îți dai seama, na, că a venit omnicornul ăsta. Îți dai seama ce vrei să zic. Omnicornul. Omnicorn, așa trebuie să-i zic eu. Reghe. Vor... Bob Marley. Ești rupt moșul meu, Romanco. Cum? Băi, de nu... Ești rupt moșul meu, Romanco? N-am înțeles nimic din mesajul ăsta. Da. Rece ca decembrie, da. Noi și rog. E Alex care a dat mesajul? Nu știu cine, am citit aici. Da. Nu, Alex Baroc. Vine Moșdan în seara asta. Alex Baroc e un talentat. Vine Alex. La noi. Da, la noi. E talent. Să vină într-un miercuri, nu mai știu în ce. Nu miercuri, acum miercuri el. Miercuri peste două. Mișto, mă uit. Vine, vine. Mă uit, că e tare Alex Baroc. Da. Am vorbit cu el din... Bine că s-a rezolvat să... Facem cumva acum în decembrie. Rece ca decembrie, că tot vor veni vorba de decembrie. Ai instrumental? Nu cred că avem instrumental, sigur. Ne-a dat. Știu că în pachetul vechi nu există. Nu cântăm și noi nimic. Marius Cristi. Florin Salam, dacă se poate, like. Să-l chemăm pe Florin Salam să ne cânte romană. Eu zic că Johnny poate să ne cânte orice, dar nu vrea. Este. Rece ca decembrie nu este. Nu e, că știam, da. Nu este. Forțele. Uite, întreabă cineva care este, dacă ar fi să cânte Johnny piesa lui favorită, care ar fi aceea? Piesa probabil mea, dincolo a de... mea favorită? De da. Ce-ți place ție să cânti tu acasă? Kendrick-ul meu. Kendrick ăla e... Kendrick Lamar. Sufletul meu. Și ai? Ce? Găsim și noi un instrumental, Dani? Nu stai știu, că Mad Dan... City, vezi dacă găsești Mad de la Mad City. Stai că s-a pus Daniel Dumitru că l-are pe laptop. Eu zic că nu scapi. Da, e criminal cu... Pe mine mă interesează ca orice artist care vine aici să se simtă bine, să cânte, să cânte ce cânte el acasă, ce cum se simte el, bine, frate, da. Ce vrea el, că noi aici ne-am întâlnit să ne bucurăm. Și să, cumva, în cazul tău, pe mine mă interesează să te cunoască oamenii mult mai bine decât te-au cunoscut cu un singur clip. Că ai multe de arătat. O lăutărească, am înțeles. Deci ca de conector culoare, provocare pentru Johnny, freestyle despre Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Asta e ceva de la Pentecostal, ceva. Nu ceva. Da, mulțumesc frumos, like, vin și eu. Iubim, respectăm. Mario Fresh. Mario Fresh vine și el. Mario. Da, mă, Mario e inițiat. Îl pupăm, am pregătit, i-am făcut o piesă acum lui Mario. Sper să iasă cât mai curând, că eu sunt nebunit după aia. Și e extraordinar. A fost și el aici, am cântat super frumos împreună. Da, e talentat. Mulțumim mult. Talentat. Vă rog mult, Conector, cântați... Ce să cântăm? Mad City. Stai mă că vin multe mesaje, da, nici n-am pus să le citești. Că vin... Nebunie. Plug din W. Am închis. Stați, hai să dăm preaudiții.
Stai că... Stai să se ducă, că e prea audiție. Da, e prea audiție, asta n-aud și... Oh, got a loan, they probably got me down. Asta at the end of the song. Seems like the whole city go against me. Gata, măi, uite, uite zâmbet, uite plăcere. Hey, yeah. E ok? Ce se aude acolo? Da. Stai să aude și îi dăm? Da. Tu n-aveai instrumentalul ăsta, nu? Nu, ți-l dăm. Genial, genial, genial. Nu stai seama, era ascultat deja. Da. Știe, da, mă, unde să caute și să fac. Da. Dar să fie instrumental, că pornise cu vocea lui Kendrick, să fie după... E, fundalul, dar să sperăm că intră instrumental după aia, da. Dar vedem, cred că intră, cred că intră, cred că intră și e făcut. Mai încolo, am dat mai încolo. Da. E apropiat, oricum. E bine, e bine, e bine. Hai să dăm, hai să dăm. Că și eu sunt fan, deci eu sunt fan când dă Kendrick la mare, când dă de-astea grave, mă sparge. Wow, wow, asta ar fi pe cuvântul meu. Mamă. Da, că se poate transpune în ăla, în ăla. Își face vocea, da, cum bravo, vrea el, frate, bravo, adică da. Orice personaj ei, da, mie mi se pare că le poate duce. Da, da. Serios, hare, hare, hare. Cum? Hare, hare. Hare, hare, hare. Indian acum? Ce erai, mă, acum, indian? Nu, hare, hare. Era tot pe Kendrick, haide, haide, haide. Ah, am da. Crezut că e cari, cari, cari. Dale, dale. Dale noastră, da. Am înțeles. Da, mă, da, mă, este extraordinar, e pe bune. Eu sunt... Adică cred că a spulberat orice... Că știu, sunt sigur că au fost gurele și nici nu vreau să vorbim foarte mult despre treaba asta, dacă fără, au spus... Fără genul ăsta de gurele. Domne, uite, tot face trapa nele sau mă știu... Dar eu cred că... E cu totul altceva, adică să se aude de la o poștă, nu știu cine poate să mai facă asta. Sincer. Nu e ca și cum e pro domo și îmi laud marfa acum, vezi, Doamne. Dar e mie clar, e evident pentru toată lumea. Mai mult decât ceea ce face, mie mi se pare interesant cum a pornit din nimic. Da. Cumva. Da. Sunt atâția părinți care își duc copiii pe peste tot să studieze, să facă, să dreagă, să mordă. Și a venit talentul și... Știi? Gata. Da. Da. Eu sunt... Să știi că, uite, și o spun chiar cu, cum să zic, cu bucurie și așa. Sunt momente când facem cypher-uri, freestyle-uri, noi cu Ghetto Gang, cu băieții în studio și așa. După ce a dat Johnny, suntem toți gen... Mai dăm? Ce să mai dăm? Nu mai dăm, gata. Ce să mai dăm? Mi-mi pare rău. Păi, da, când s-a ce să mai... Păi de ce, unde să mai dai? Când vii cu alea... A fost cu opere, mi-i spaiu, pără mi-i oan, pără mi-i tandere, mi-i oan... Da, când n-am fost crăcotaș și în gen băbune crăcotaș. Da, știu că nu ți-ai dat manesul ăla cel mai mare, dar oricât. Nu, că fiecare are talentul lui și nu trebuie să fie nimeni limitat de talentul ăla. E foarte fresh, Pepe, e foarte fresh, foarte fresh, foarte fresh. A ridicat cota la trapanele, nu la trapanele, la multe alte genuri muzicale. Da. Și zi, citește. Nu are legătură cu trapanelele. Păi nu are nicio legătură cu trapanelele. Să cânte o manea, spune altcineva. Reghe, orice. Cântă. Fiecare, îți dai seama, fiecare își dă cu părerea. Dar e mișto că a reușit să învețe singur atâtea genuri. Vă mai dau niște... Da, vrem da, să ne cânte... Ai auzit expresia la el? Vrem... Te-arciu, te-arciu. Da, 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 da. Vrem să ne cânte Connector, dar ziceau rece ca decembrie, eu n-am rece ca decembrie, ceat. Da, nu e instrumentalul. Nu știu, poate Rita sau... Rita. Aoleu, Rita! Ferească Dumnezeu, dar... Îmi place Rita de mor. Deci vorbesc serios. Ți-am zis că am papagali? Pe unul cheamă Coco, pe ea o cheamă Rita. Jur pe cuvânt, așa au pus copiii. Da, mi-ai zis, da. Coco și Rita. Nu am pe Rita. Cum? Nu am pe Rita în fiecare dimineață. Ce tare. Adică ce tare. Eu acum am cerut Rita pentru papagal. Cum să mă? Glumez, mă. Nu, dar e prea mișto. Rita, și ar trebui să ne gândim. Uite, Rita. Mie mi se pare că Rita e o piesă pe care nu că o poate cânta orice copil. Bă, te și bucur când o cântă. Da, da, pe, da, e, da. E curată. Da, e curată piesa, curat, e fresh, știi? Nu te surprinde când un copil cântă Rita, știi? Da, 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 corect. Exact cum foarte mulți copii și foarte mulți părinți au îmbrățișat piesa Iubesc.
pentru că au asociat relația mea cu copiii, cu Rosa în Pețăș, cumva e o dedicație pentru copii, pentru așa, știi? Părinte și copil, da. Ceea ce e foarte frumos. La cum? Hai să cântăm Rita. Cântăm Rita, dacă o și nimerezi din prima. Ai văzut ce a cerut chatul? Mm? Dar de ce au cerut chatul? Cred că vor TikTok cu el. Ce? Ce să vorbești ca cine? Cine i-a spus Oana tu? Ca Mihai Petre. Nu, ca Mihai Petre. Din Soprano, din clanul Soprano. A, Canașu, din clanul Soprano. Cine? Nu știu de ce vrei să te audă. Tu, cine, eu? Tu. Canașu? Da. Nu, să vorbești așa. Nu știu de ce au ei senzația că tu trebuie omul să... Omul e răgușeală aia. Că ai tu o răgușeală în glas și vorbești așa cu ei. Păi da, eu am când țip aici, și, nu. Și dacă le-ai spune bună seara chat, dați 1000 de like-uri încă acum repede. Cum că... era aia cu am o ofertă? Am o ofertă. Pe care nu o poți refuza? Ia zi-o. De? Așa era? Nu știu. Haideți cu TikTok. Nu știu. Am o ofertă pe care nu o poți refuza. Ai sunat altfel acum. Altceva, da. Da. Gata. Hai cu Rita. Zice și mie cineva la data Rita. Ia. Asta. Ia. Eu pun în fundul curții chat. Gata, da. Îi dăm drumul. Știe, mă. Nu știu cum le-ai tu denumite acolo, dar... Știe, e, nu, da, sunt denumite, e scrie pe ea forwarded. Tot Paul Iorga. Denumește-le, mă, știu, să le aibă acolo conector. Dacă ajunge vreodată la vreo petrecere și nu-i răspund colegii de la studio, trimite-le, mă, și nu. Ca să le știe și sunetistul de acolo. Dar ce crezi că el mi-a zis, bă, eu nu am adus piesele alea, că le ai acolo pe calculator. Problema este că noi când le băgăm în calculator, le lăsăm într-un singur folder pe toate. Iar denumirea aia mișto de studio, Master 2, vocile date invers. Audio 525... Denumește ele, mă, că cine știe când o avea nevoie? Vorbim cu Băbani, că el știe să denumească, da. Să se găsească tot timpul lucrurile. Hai cu Rita! Hai cu Rita! You know the girl is mine. You know what it is. You know the girl is mine. Yeah. Cu tălpile goale, cu părul prin soare, plângea rochii ei. Și nu mai rasează, nici nu mai visează, ca de obicei. Cu sufletul amaru, iar către alta nu se face să credi. Gândirele ei era fere, dar n-are nici cum ochii mei. O cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mă Rita, o Rita mărta, dar nu-i pera ta muzără. O Rita mă Rita, mai dă-mi o șanță, vreau să-ți mai arăt cum e. Când te merita, o Rita mărta, dar nu-i ce era doar a mea. I-am pus tot pe tavă și suflet și casă și tot ce sunt eu. Dar ochii o trădează, pare că visează la altul mereu. Și nu știu dacă sunt eu de vină atunci când plânge și suspină. Eu iubesc, dar mi-e străină, văd un străin în ochii ei. Dar o cheamă Rita și nu-i pot uita numele. Și ea se mă Rita, o Rita mărta, dar nu-i pierdă ta buzele. O Rita mă Rita, mai dă-mi o șansă, vreau să-ți mai arăt cum e. Nu te merita, o Rita mărta, dar nu-i ce era doar a meu. Ce am să fiu un loc cu noi, să te strâng în brațe și să fii din nou doar a mea. Tu să mă săruți cu foc și apoi să-mi spui. El are mâna, dar n-are și inima ta. Dar o cheamă Rita și lui pot uita numele. Și ea se mă Rita, o Rita mă Rita, dar nu-i pierda ta buzele. O Rita mă Rita, șansă, vreau să-ți mă arăt cum e. Cum e de merita, o Rita mă Rita, dar lui ce era doar a meu. Rita mă Rita, Rita mă Rita, uita Miguel Z. Rita mă Rita, Rita mă Rita, dar încă n-a spus. Rita mă Rita, Rita mă Rita, nu mai visa, nu mai visa. One time in a deep place, yeah. Two time in a deep place, I'm round. One time in a deep place, two time in a deep place. Roddy boat, now roddy boat, roddy boat, roddy boat, roddy boat.
forza, a Fassaida, Fassaida, a Fassaida, Fassaida, Fassaida. Yes! Bine! Bless! Rodi Boața! Bine de tot! Da, da, bine. Piesă care s-a bucurat de un succes enorm. Și se bucură și merită. Merită, merită, merită. Merită, merită. Mișto piesa. Chiar da, chiar da. Știi când am ajuns la mare și când toată lumea era distrată într-o mașină și știi cum e dimineața, mă, la mai bag o manea, la mai bag o trapanea și când au zis stop, Rita. Bă, și m-am bucurat, ți-am dat mesaj și stăm, te-am zis, bă, gata, a rupt Rita, bă, o scosese de 3-5 zile. Da, 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 a fost, a fost. A fost, bombă, gata, bombă. Frate, Rita. Blană. Foarte tare. Da. Pupăm și pe Smiley și ne cerem mii de scuze. Astăzi trebuia să ajungem, să ajung la el, a avut un spectacol online de la el de acolo și trebuia să cântăm Rita, dar... Am fost super prins, super, am zis, bă, trebuie să stau în studio să vedem ce piesă mai cântăm. Eram cu Johnny, nu știam ce să pregătim, ce să... Și ce ați pregătit? Bă, mai mult am făcut da, aici. Nu, da, nu, da. Mai mult am la dat de pene și a cântat. Da, a fost timpul scurt, el are foarte multe interviuri, televiziuni, aleargă da, peste da, tot, a filmat și de Revelion. Super activ, super activ, așa cum îi stă bine unui artist. Corect, corect. Da, ne, înainte de 12 noapte, hai să cântăm și Iubesc, pe să iartăm moșului, că am fost cu mici. Iertăm moșului că am fost cu minți, că despre asta e vorba. Dacă moșul nu află că noi am fost cu minți și ne iubim copiii și ținem de carierele noastre și de familie și de tot ceea ce e frumos răspundem în viața noastră. Răspundem fanilor pe Instagram. Și răspundem fanilor și așa mai departe. După aia noi nu primim cadouri, știi? Corect. Și uite, piesa Iubesc e o piesă și un proiect care arată câte cuminte am fost. Tu și cuvinte, nu. Haide, bă. Minus 1, nu? Da, 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 da. Apropo de cât de cuvinte. Da, 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 da. Asta e de interior cu minus 1, nu știm. Inside joke. Da. Nu, no, e mai jos să se tot. Ah, ok. Ok. Roboziți. Am înțeles, am înțeles. Ești inima mea, iubirea mea, ești fericirea din suflet. Ești minunea mea, ești viața mea, ești frumusețe și zâmbet. Ești inima mea, iubirea mea, ești fericirea din suflet. Ești minunea mea, ești viața mea, ești frumusețe și zâmbet. Sufletul meu era la crimă și rană. Când inima în supină bătea ca să mă țină, nici viața nu mai plăcea, aerul nu mi-ajungea. Apare minunea mea, apare iubirea mea, îmi schimbă viața și totul.
să mă țină. Nici viața nu mai plăcea, aerul nu-mi ajungea. Când lacrima se usca, zâmbetul îmi îngheța. Iubirea îmi dă fericirea, inima-mi bate, fiorul iubirii îl trăiesc. Iubesc de fericire, plutesc doar lângă tine, respir și ador, te visez, mă trezesc, Andrei, lui Teo Roz și Rosei. Foarte mișto, foarte mișto. Ți-e pe voce așa extraordinar. Da. Nu se poate. Mănușă. Nu se poate. Mănușă. Nu se poate. Păi da, m-am zis să... Când iubești, te iartă. Da. Te iartă șeful, indiferent de ce greșeală faci când iubești. Corect. Important e să dezvolți iubire. Corect. Să dezvolți, să-ți asumi. Uite, ți-a trimis o mare inimioare. Omar? Cine? Omar. Omar, îl pupăm pe pupăm. Și restul chat-ului ți-a zis. Bă, la multe. Păi cu el am lucrat piesa asta. Da, normal. Nu, Omar da, celălalt. Omar, Omarul celălalt, mic. A, Omar Arnăut. Omar Arnăut, alt talentat. Omarul mic. Ce bine, bravo. Am crezut că Omar se cada. Vreme de vreme, cu el înainte să intrăm în live. Omar doarme, Omar se cada. Probabil, dacă nu lucrează. Aia zic. Deci, nu știm sigur. Omar se cada, doarme. Ce ne mai cânti? Toată lumea Johnny zice că te iubește, Pepe. Și toată lumea zice la mulți ani. Și eu iubesc și vă mulțumesc mult de tot. Este sfântul al cărui nume îl port, Sfântul Nicolae. Gata, deja să ne apropiem de miezul nopții. Astăzi mă simt ocrotit, pentru că Sfântul Nicolae este ocrotitorul meu. Frumos, frumos. Frumos. La mulți ani. Mulțumesc, 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 mulțumesc și la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfântului Nicolae. Pe fie bărbat, fie femeie, indiferent, Nicolae, Nicușor, Nicolas, Nicol, Nicol, da. Nicoleta. La mulți ani, Nicol Șerii, sora noastră. Da, tuturor ce poartă numele Sfântului Nicolae, din tot sufletul, la mulți ani, să trăiți cu numele, să trăim cu numele fericiți. La mulți ani, Nico. Și Doamne ajută să avem, da, mulți ani tuturor artiștilor și oamenilor normali, oamenilor plini de suflet și oamenilor care poartă numele Sfântului Nicolae. La mulți ani, petrecere frumoasă, distracție frumoasă. Eu sper din suflet ca până în acest moment să fi fost pe placul vostru și să pare că am fost. Ce faci, mamă? Din partea celor care sunt acum în chat. Serios? Oh, l-au trimis tort? Ce... Băi, nu te cred. Ua, ce frumos. Ce frumos. Mamă, o familie prea mișto. Băi, voi ați făcut o familie, asta. Da, e incredibil. Deci, alo, chatul? Să rămână mult pentru treaba asta. Așa? Nici noi nu ne-am uitat. Sper că nu s-a topit. Ce scrie? La mulți ani, eu cred că de la Oana Marica. De la toți. De la toată comunitatea. Știi că se ocupă cu torturi, cu dulciuri. Mare frumusețe. Eu vă mulțumesc mult de tot, indiferent. Poate sunt mulți care și-ar fi dorit să-mi trimit acest tort și nu fac parte din familie. Eu mănânc felia asta, o felie de tort, cu gândul și la voi, să știți. Vă mulțumesc mult de tot. Tare și arată chiar bine. Arată foarte bine, o să-l mâncăm. No. Îl mâncăm imediat ce ieșim din direct. Ia-l, Dane, te rog eu mult de tot. Și las, tot la frigider, a de afară.
L-ai ascuns în curte, ce-ai făcut? Dar ce drăguț, ce gest, frumos, ce fin. Mulțumesc, vă mulțumesc mult de tot. Adevărul că, bă, sunt prea mișto oamenii. Ceata asta roșie e mătrăgună sau ce e? Nu, mă, sunt fructe de pădure. Alea le folosești în cocktailuri, Dane, că de-asta mi-au băgat. S-au gândit ei că din tortul ăsta fac un cocktail. Ca să rămânem în stil. E frumos. Uite, tata mă sună să-mi zică la mulți ani. Tata, sunt în direct, tată. Sunt în direct, tată, te sun eu. Îți dai seama, probabil știe, da. Trebuie să le acord importanță celor ce ne urmăresc în momentul ăsta, că nu-s puțin deloc. Și eu știu că familia mă iubește. 2000 de oameni. Da, și oricât am stat, ei stau cu noi de fiecare dată. Și indiferent că am fost 2000, 5000, 10000 sau 10, am făcut același lucru. Ce tare. Ce frumos, ce minunat. Păi că ești ca la concerte tu. Și am făcut același lucru. Tot aici. Ăsta e respectul și... Tot uite-mă câte inimioare pleacă din chat pentru la mulți ani ăsta. Și printre ele, ce scrie acolo? Ah, tren de noapte. Tren de noapte. Era altcineva? Găsiți instrumental? Avem instrument. Culmea. E și păneta. Tu crezi că conector este Dan Bitman să nu aibă instrumentale? Am auzit, da. I-am dat noi. Genial. Genial. Cazărică, îl pupăm pe Dan. Găsim, deci nu ne trimiteți. La ce nu ai instrumental? Că poate-ți trimit ei. Vreau să vă mulțumesc tuturor ce mi urează, celor ce mi urează momentul ăsta la mulți ani. Vreau să vă bucurați de seara asta. Mulțumesc mult de tot pentru toate urările și asta cu petrecerea frumoasă. Vă spun sincer că nu o să dau petrecere mâine. Vreau să stau doar eu cu fetițele mele și să stăm în familie și să luăm cina elegant. Deci nu se lasă cu chermeză mare. Nu. Astăzi nu, adică de Sfântul Nicolae nu. Avem destul timp, am făcut destule. Ce ați vrea să... Oamenii mă sună telefonul, dar e pe silent, îmi cer scuze. Știți foarte bine, că nu i-am răspuns lui tata, ar fi culmea să răspund corect, cuiva corect, în momentul ăsta. Nu știu, ne mai câte Johnny ceva? Da, cânte Johnny. Ce? Ce-ți trece ție așa dacă ar fi să cânti tu ce vrei tu? Orice vrei. Sălbăticește? Da, nu sălbăticește. Ce e aia sălbăticește? Băi, criminalul. Sălbăticește ceva care nu are reguli. Am văzut, dar Kendrick Lamar a fost sălbăticește, zi. Nu, sălbăticește, adică sălbăticește. Ia zi, sunt curios. Mai îmi pui un de-ala? Un ce? Un tie beat de-ala. Dă-i un tie beat, da. Dar dă-i altul, nu-i pe același. Da. Bine, oricum dacă e de pe același, el cântă altceva. Da. Exact. Sălbăticește. Ce se numește? Wild style. Da? Wild style, da, 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 da. Sălbăticește? Sălbăticește. Stil sălbatic. Sălbăticește. E crinal. E foarte el, e foarte el. Da, asta da, îl iubesc. Da, așa să rămâi. Super, da, exact. Așa să rămâi, de-o să dea Dumnezeu. Mulțumesc încoată fiecăruia în parte pentru mesajele frumoase și vă doresc și vouă să vă simțiți la fel de iubit cum mă simt eu. De voi. Îți dau un cască, da? Te rog. Stai că asta e casa de la papel, știi? Deci să-ți iei costumele tematice, că... Asta este un aparat de... Ia-ți YouTube Premium! Mi-au și YouTube Premium, săracule! Te-a surprins? L-ai băgat pe Daniel Dumitru, te-a încurcat? Ai. Sau nu? Sau nu? Nu-mi dau seama. Aștept. Băi, Dane, să mură dacă vrei să-ți dansezi eu pe piesa asta? Ești curios? Eram eu curios, dar nu știu dacă te avantajează. Întuneric. Pe Panda ce ai fi dat? Nu știu. Panda? Da. Nu știu, că nu dau pe instrumentale care sunt instrumentale deja, știi? Eram eu, da. Nu știu dacă... Hai, punem Panda, instrumentalul de la Panda, da, hai să punem Panda, că e plăcerea mea. Deci Panda instrumental. Ăsta e un instrumental pe care mi s-a părut absolut genial. I got bras in the land, chest in the lee and the fan, credit cards in the scanner, why is he licking a band? Nu știu ce zice. Nici el nu știe. Nici el, da.
E mare nebun. Nu, el știe. Designer. El știe? Da. Da. A făcut traducere odată, gen. Mamă, ăsta e. Merge pe direct? Merge pe direct. Johnny Romano în momentul ăsta improvizează, așa, cade Moș Nicolae, special la pentru provocare. Voi. Challenge. Nu mi-intra, chat, nu mi-intra mie playback-ul, nu mi-intra pozitivul, nu-l găseam. Brr. Dar acum am găsit pozitivul și nu mai găsesc. Eu-ți fac ca ad-lib-ul. Ia! Haide, ce-și face și eu, dar nu știu. Unde că mi-ai făceai pe sos, mi-ai făcut pe sos extraordinar. Ai pe sos, da, dar nu, astea unde nu știu, nu mă fac. Ia. Ei, n-ai cum să nu. Ah. Merge direct? Dă-i direct, dă-i direct. Da, e direct, e bine, e blană, blană, oh my god. Oh my god, ce bine e asta. Am mai scos Dan de la sertar ceva. Mm-hmm. Vine ca de Cristal. Bem ceva? Hai să bem un Cristal. Bem un gin? Hey, hai să bem un Cristal. Ce zici? Ce zici? Ce zici? Ce zici? Hai să bem un Cristal. Hai să bem un Cristal. Hai să bem un Cristal. Da. Da, da. Ini bitch, no da. Yo, mi s-a făcut cald, dar așa mi-e frig. Ce crezi? Fix la fel ca cum le este și celor din chat acasă. Nu se hotărăsc, ba le este frig. Is knowing enough about a subject. Auzi la bunica. Se vede sărăcia. Oprește că se vede. Se vede că e gratis. Ascunde sărăcia că n-ai un YouTube se vede că e gratis. Premium. Te dai un mort. Unforgettable. Am făcut. Da, cum? Da, din zona aia, dacă ar mai fi să mai cânti ceva, ce ai vrea? Așa, ceva? Da, din zona aia, cu Unforgettable. Joacă. Ce? Joacă. Pune un FKG instrumental, vrei să dai freestyle? Mamă, pe d-alea, pe chill? Da. Da. Zim. FKG. FKG, tai beat. Tai beat. Da. Mai cântat? Da. Mai cântai când? Mai cântat. Ah, mai cântat. Nu știu, mai cântam. Mai cântat. A, mai cântat. Mai cântam. Cântat. Mai cântam. Brr. They don't wanna be safe. Mamă, ce frumoasă e aia. Dar n-am nimic la ea. N-am instrumental. E pe direct?
E bun așa? Bun. Dar stai să vedem, facem o probă? Era bine. I keep on trying to save a motherfucker, oh Lord. I keep on trying to show them how to get it, no, no. But they don't wanna be saved. They don't wanna be saved by me, no. Și acum merge. Ah, perfect. Get back to the spot. Ay. Save me, mama, from the blood. Cause I be running my for job the cops. Tell me where you get that bread. Yeah. Cause I'm trying to find that spot. Now let me hit it like, wanna know I want your love. Somebody telling me, somebody like me. I'm gonna now follow my lead. Come on now, follow my lead. Ay. Ay. Bine, că ținem așa. Era deja o piesă asta. Frumosă, nu? Da. Bravo, bro. Superb. Sărână. Superb. Mișto. Nu că superb, e superb de 10.000 de ori. Bravo. Bravo din suflet. Pă bune, ce că e mare piesă studiată. Adică nu... Da, exact, exact. De asta zic că joaca e foarte ușor la noi în studio. Mă apuc de un instrumental, pac, vine, ia uite dincule. Haide-mă să tragem. Noi parcă nu prea am dat-o pe chile de-astea. N-am făcut. Avem balada. Tata, nu e chile, e... Nu e chile, e soul. Romantic, e soul, da. Ați dat titlul deja. Balada. Balada. Ca și cum... Știi? Da. E vin, foarte bine. Vin piese frumoase. Vă mulțumesc celor ce îmi transmiteți mesaje și mă sunați într-un am. Cer scuze, sunt în direct odată ce nu mi-am permis... să întrerup live-ul, să răspund tatălui meu, nici că o să răspund în seara asta, mai ales atât din când sunt în direct, că e normal. Vă mulțumesc mult de tot pentru că ați fost în seara asta și sunteți încă alături de noi, număr extrem de mare. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare share și mai ales pentru faptul că ați devenit subscriber și crește contul de la o zi la alta, ceea ce mă bucură tare mult. Între timp eu o să-mi schimb și bateriile, că am ajuns să vorbesc fără să mă mai aud în căști.
Vroiam să vă reamintesc faptul că aveți și butonul de join la dispoziție să deveniți membri, pentru că vom avea anumite evenimente, așa cum am mai avut în trecut, cu exclusivitate pentru membri. Și vreau să vă mai spun că pe data de 12 decembrie avem o ediție specială cu proiectul Acustic. Acustico, mă refer aici la chitariști, și o să ascultați muzică de calitate, cântată cu instrumentiști cu care nu am mai cântat până acum. Ați văzut voi câteva înregistrări care au fost făcute tot la Leșato alături de colegii chitariști și de Băbani. Și sunt sigur că o să vă placă mai mult ceea ce se va întâmpla pe data de 12 decembrie. Deci e bine să fiți abonați la contul de YouTube, să bifați Memento, să bifați clopoțelul și, de ce nu, să dați și un like evenimentului ce urmează și evenimentelor ce urmează, pentru că ajută la fiecare eveniment în parte. Dacă dați like, ajunge live-ul ăsta la cât mai multe persoane. Astăzi ați fost alături de noi și vă mulțumesc mult de tot că ați fost, că asta ne face să ne simțim bine, să ne simțim artiști, să ne simțim urmăriți, aplaudați, respectați. Le mulțumesc mult de tot prietenilor și colegilor mei totodată. Suntem ca o familie frumoasă și o să vă rog pe voi de aici încolo să-mi spuneți orice vreți să mai cântăm, orice vreți să faceți, cât vreți să stăm, eu n-am niciun fel de... Nu știu. Am vrut doar să punctez lucrul ăsta, că multă lume îmi trimite mesaje de la mulți ani, multă lume mă sună în direct, n-am răspuns, am zis mai bine să le mai spun încă o dată că iubesc. Eu mă bucur mult că am fost aici și că a avut ocazia să arate oamenilor și orice mai vrei tu, orice mai vrei tu să mai cânti, adică noi suntem aici pentru tine. Și vă mulțumesc în suflet. Apă cu Doriu din aia. E plăcere. Aici. Nu, nu, aia cu Doriu, apa cu Doriu, cola. Da. Și eu tot pe acolo m-aș fi dus. Păi până la unde ai? Ce? Apă cu Doriu, da, așa cu Doriu. Da. Adică cu întuneric negru. Da. În perioada sărbătorilor, mă. Vei de perioadă, exact. Dar tu știi că asta cu... Când ai văzut prima oară cola, ai zis că e apă cu întuneric, că am inventat-o. Tu ai inventat-o? Nu mă crede nimeni pe pământul ăsta. Apă cu întuneric. Nu mă crede niciun om. Da. Treabă pe Alex Baroc. Când era data? 15, Alex, miercuri 15. Baroc, 15 decembrie, așa ai zis, da. Da. Tu ai agenda în față, mai bine zici. M-am uitat, este 15, așa rămăsese, așa o să facem și o fac eu zilele astea. Chat. Super talent, Baroc, cu tine m-am întâlnit cu el când am fost la The Jacks. Music, da, așa, da. Așa, la da. The Jacks. Da, talent. Da, foarte mișto, abia aștept să fie seara cu el. Te salutăm, dacă te uiți la noi. I-am făcut și o piesă de mult, Around the World se numește, pe net. Foarte bine, cântă bine, cântă bine, romanul e... Citim niște mesaje? Îi mai puneți două, trei întrebări? Închidem dacă vreți să închidem, dar să zice și o piesă de închidere. Dacă ați vrea să închidem. Eu zic să mai cânte piesă, o Johnny, o dată. Ce vreți voi? Cel mai mare drag să cânte. La Janau e la final. Cântăm toți. La Janau e la final, dar până la final zice mai ia pe acolo. Cântați voi, că nu, eu n-am ce. Așa. Tu poți să dansezi. Eu pot să dansez dacă... Stai să văd ce era, că mi-ai zis pe Facebook, stai să văd aici. Aici era Alex Constantin Concept. Mesaje, ne-am cântat aici, ne-am luat. Asta cu... era Alex Constantin. Mamă, de pe Facebook noi n-am citit nimic. Citește. Dar acum. Le-am spus de 1000 de ori că suntem pe YouTube. Nu? Nu de 1000 de ori, de 1500. Uite-mă, pe Facebook era și Minodora. Să rămână. O pupăm. Să rămână. E pe Alex, modul, îmi plac florile, nu știu ce, la mulți ani, la mulți ani. TikTok. Care-i TikTok-ul lui? Nu știu care-i TikTok-ul lui. Bănuiesc la fel, că toate sunt la fel ale mele. Toate sunt la fel, chat. Cei care ați întrebat pe Facebook. Conector vrăjitor, dacă se poate. Vrăjitor, hai să băgăm. Vrăjitor. Ci că pe Facebook zice cineva, cine zice? Cine zice ăla? Petr Saza, că se aude rău de tot. Logică știu că se aude rău de cine? Tot. Chiar dacă s-ar auzi bine pe Facebook, să știți că fac eu magie să se audă rău, ca să veniți pe YouTube. Să veniți pe YouTube. Veniți pe YouTube. Nu, pe YouTube se aude... Facebook se aude rău că... Auzi, pe YouTube se aude mai calculat. Da. Pe Facebook se aude rău, că în general pe Facebook se aude rău. E necalculat. Rău, toate știrile alea rele. Ăștia au 1080p. Care 1080p? A, te joci, YouTube? Te joci. Nu, YouTube-ul. A, YouTube-ul au mai mult de 1080, credeam că Facebook, că pe Facebook 1080 e doar la gamers, de-aia te-am întrebat dacă... Nu.
ați început tu mă întrebai dacă mă joc jocuri? Da. Da. CS-uri de-astea. Mai cochetez, da. Da? Da. Mai cochetează. FIFA? Da. Îl bați? Îl bați pe conținut? Mă smerește, mă, nu că mă bate, mă smerește. Te bate, ă? Cel puțin în ultima perioadă m-a spart. Când faceți voi un live de ăla să se râdă și chat-ul cu voi? Ar fi tare, ar fi tare. La FIFA, am dat ce meciuri puternice. Dar da, alea cu tot cu știu, bă, microfon eu, pe voi când vă înjurați. Mă duc și așa nu știu, măcar joc în montare. Noi mergem în galerie dacă e. Noi mergem în galerie că e frumos ce fac ei acolo. Bă, adică e jale cu FIFA la noi, e jale. E jale. Ei pun suflet acolo. Da. Minus 10. Ah, Facebook, era ok mă aici la mine. Minus 10, e perfect. S-aude foarte bine și pe Facebook. Bun, vrăjitori. De vezi de un vers? Ce? De un vers? Pe vrăjitor nu știu melodia. Eu nu cred în vrăjitor. Știu refrenul, da. A, okay. Și știu și partea ta, dar unde dau vers? Nu știu, o strofă. Eu vreau să cântați voi, gen, doar să stau așa un pic să mă uit o melodie. Bă, tu nu ești spectator. Tu nu ești spectator, tu ești artistul. E despre tine, despre tine. El vrea și el. Sunt și eu egoist. It's all about you, it's all about you. Peste 10-20 de ani, când o să iei tu un copil și o să-l ajut cum te-a ajutat pe tine conectări, o să stai și tu așa cum stăm noi acum. Exact. Tu cânta. Ne-am cântat destul la viața noastră. Îți dau 10-80 vorba ta seara asta. Să reții și bucata aia cu când te învață Pepe ce se va întâmpla. Să-i explici și lui peste 20 de ani. Bă, lasă-mă cântatul. Fii atent când scriu fetele pe ce-o fi la vremea aia atunci. Uite, Neveu a zis că bă, sunteți niște legende. Vă mulțumesc. Mulțumim mult de tot, Neveu. Mulțumim frumos. Spor. Salut, Neveu. Ai vrea un FIFA cu băieții, nu? Dai seama. Neveu este unul dintre cei mai buni jucători de CS din România. Da? A fost la profesioniști, da. A făcut asta. Ce tare. Spor în continuare. Nu cred că iese pe FIFA cu Connector, că Connector știu că e bun rău pe FIFA. Deci... Nu știu, nu m-am bătut cu campioni cu așa, dar... Ar fi foarte tare. Mai bine ieși la până fotbal. Acum, adică... Și pe Smiley l-am smerit, o zic, trebuie să mă laud. pe Smiley la FIFA. Ai tu schema ta, nu știu ce faci tu acolo. Am făcut ceva. Și eu niște fotbal la SS1. Bă. Ar fi foarte tare, uite, stresul și-a făcut echipă, mi se pare, de fotbal, de FIFA, profesionist sau ceva de genul ăsta. Păi ne facem și noi, Hood Famous. Foarte tare. Famous. Și vezi că sunt competiții. Da, știu. A fost una acum de curând, nu știu dacă și cu FIFA, la Kaufland, pe bani mulți, adică... Mm. La noi e for fun, nu cred că m-aș băga. Ce înseamnă bani mulți? Bani mulți, nu știu. A început. 20.000 de euro sau ceva de genul ăsta. Păi și poate să joace conector în locul fun, lui? Cum să nu... Poate să joace conector în locul lui? Nu, că dacă e pe echipe, e frumos, e minunat. E din ăsta, s-a făcut competiție mare, mă, dacă a crescut dacă online-ul super. Și toate nenorocirile astea. Hai mă să cântăm, cu jocuri de-astea, mă. Dacă vrem, ne jucăm pe calculator. Apropo de online... Vedeți că dacă mai sunt cereri și mai sunt astea, uite, ăsta este o idee foarte bună pentru Johnny. Scrieți-i și își face el pe TikTok acolo cererile voastre. Că ei au zis, le-ar place să te audă cântând și au zis ceva. Marea majoritate în legătură cu ce ai cântat în seara asta, adică ori Kendrick Lamar, ori în zona de Frank Sinatra și alte lucruri. Fă-ți momente cu ei. Scrieți-i pe Instagram, scrieți-i pe TikTok. Băi, Johnny, ne-am dorit să cânti. Sigur, da. Nenea Johnny. Na. A vrut să-ți o dea. Glumesc, mă, să Neadane, ți-a rămas, Neadane, deci, n-ai ce să faci. Vrăjitor cu Eliane sau vrăjitor cu Connector? Că n-am înțeles-o pe asta. Vrăjitor cu Connector. Păi nu cred că, Eliane cred că vrăjitor cu Connector este negativul lui Eliane. Păi da, Elian nu e pe band acolo. Că nu. Vrăjitor cu Eliane, că e clar că e negativul ei. Vrăjitor, dacă vrăjitor cu Eliane e negativul tău. Dacă e vrăjitor cu Connector e negativul ei. De că a fost și Eliane. Corect. Gata, ne-am prins, da. Corect, dar a fost aici, a cântat, nu? Ok. Gata. Ia. Hey. Doare și cu ea avem nevoie de acela. Ce răsărit, e genul și rapă tine că par soare infinit. Sunt invitatul tău
show de seară. Individ nepregătit, cam emoții ca puștanii la prima întâlnire fit. Nes, cu freza într-o parte fit. Nes, gesturi elegante, toate atât de fine și my witness. Nu cred în vrăj, domnișoară, dar dacă asta-i vrea și-o fac cumva să nu dispară. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi mi-au făcut ceva. Eu nu cred în nicio magie, dar cred că ochii tăi m-au vrăjit cumva. Eu nu cred în zei și zeițe, dar cum pare eu că fii de sus de undeva. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi mi-au făcut ceva. O scriem noi doi. Scot-o fud în pix, că am umplut destule foi. Am purtat destule ploi, mi-au lăsat copacii goi. Dar sămânța mea renaște între copacii înapoi. Sfârșit ne-am întâlnit, domnișoară. Ceva mi-e cunoscut. Sigur nu e prima oară, zi-mi de unde te știu. E ceva din altă viață. Că vreau să te cunosc și se face târziu. Aboc de rai, părbălai, grai ce vine de-n cer. Ai farmeta, orice respir mă fac să cer oxigen. Sper că o să azi, sper că o să-mi dai, că sincer o să disper. Mai stai, mai stai, mai stai să mergem, mă convin și eu gen. Eu nu știu ce-ai făcut, că nu mai pot să lipsesc. Din orice loc în care ochii tăi doar privesc. Nu cred în vrași, domnișoară, dar dacă asta-i vrașă, fă cumva să nu dispară. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi mi-au făcut ceva. Eu nu cred în nicio magie, dar cred că ochii tăi m-au vrăjit cumva. Eu nu cred în zei și zeițe, dar cum pare eu că vin de sus de undeva. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi m-au făcut ceva. Cumva, da, da, ochii tăi m-au vrăjit cumva. Cumva, da, da, ochii tăi m-au vrăjit cumva. Da, da, ochii tăi m-au vrăjit cumva. Da, 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 ochii tăi. Ce bine e-n povestea mea. Da, 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 da. Ce bine e-n povestea mea. E bine, e bine în povestea mea. E bine în povestea și cu Johnny Romano și cu Pepe și cu... Talent. E bine. Tot ce se întâmplă, mulțumim lui Hristos. Să știi, și moșul lui Nicolae. Și moșul lui Nicolae, Sfântul care tot Nicolae. De la Hristos vine oricum. Păi normal. Da. Uite, o seară extrem de interesantă. Păi am rămas fără baterie la tabletă, dar nu contează că le citește Dan de aici acolo. Nu mai are baterie de mult, a mierlit-o. Am merlit-o, merel, merel-o. Am merlit-o. Pe merel mai tablet. Îți dai seama că am luat mai devreme, s-au încărcat telefoanele și am intrat cu ea. Bine, era încărcată 98% când am intrat, dar s-a... Mamă, să duce la... Îți dai seama că a participat și ea la live aici. Corect. Și cu noi. Și-a dat și aia energia ei. E sora noastră, la propriu, e da. Fata noastră. Mi-a reparat-o în direct. A încercat, da. Dar n-a reușit, a făcut tot Johnny. Tot ITist. Tot Johnny a făcut, tot Johnny ITist. De cine e Johnny Romanu? Johnny ITist. Dar nu, încă ne-a dat, nu-i meseriaș, uite. Meseriaș, mă, știe de toate. Da, mă, cel mai meseriaș. Mamă, fii atent. A, nu m-am văzut, gata. M-am și prins. Dacă te vede aici? Da, mă, că de Moș Nicolae puteai să ajungi și tu puțin. Da, mă, mă văd, nu ai problemă. Pe televizoarele oamenilor de acasă sau pe laptopuri. Să vadă ceafa de ceafă. Fata de la țară, salut băieți, îmi place mult ceea ce faceți, sunt producător de muzică, aș vrea să colaborăm, am niște beat-uri Free Fire pentru Johnny, cum putem intra în legătură? Hood Famous. Așa, cel mai bine. Da. Hood Famous, vorbiți acolo. Spring Music, primiteți acolo. Citește tu, Dane, că mie mi-a dat Dumnezeu. Tot nu s-a deschis? Tot nu s-a deschis. No, no. Eu citesc. Eu n-am generator pentru asta. Ei ar fi vrut și fata de la țară, ei ar fi vrut și... N-am luat instrumentalul, nu... Mulțumesc frumos pentru piesa asta, se referă la vrăjitor. Din punctul meu de vedere este top 3 Draconector, caz... pe primul loc fiind Geneza și pe 2 ce vreți voi. Iartă-mă, da. Te rog că te întrerup. Nu că vreau să te invi la suc, dar nu e vorba despre Johnny Romano în piesa cu vrăjitorii, că el n-are... Ce? El nu e vrăjitor. El nu e vrăjitor. El e foarte sincer. El e foarte sincer, corect. El nu știe să minte. El nu știe să minte. El nu știe să minte. Da. Nu-mi place. P-
Păi da. S-a deschis, s-a deschis aia? Nu. Da, las-o că e bine. Citește tot. Stai că nu. Mai citește, sunt da. Sunt foarte, foarte, foarte multe inimioare și foarte multe de astea. Cosmin, Bianca, Dănuța, toată lumea vrea fata de la țar. Vlad vrea să l-audă pe Johnny cu Ederlezi. Dacă nu știi, nu cânti. Da. Mă, mi ferește. Pregătim noi ceva. Ar trebui ceva cu stil așa că prinde. E... Da, da, avem, avem, avem. E avem. Poporul care ajută. Corect, corect. E sângele ține. Care se mișcă altfel. Da. Nu, avem pregătite multe, foarte multe idei. Și cu... Dar asta e frumusețea la el, că poate să dea strofele într-un fel și la refren autenticitate. Exact, exact. Adică e... El e un om cu tot trupă. Da, da. Am un prieten în LA, i-am trimis, i-a trimis de fapt dansatorul meu, Banana. Vârciu? Ce bun am ăsta, asta. Bună, da, nu, 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 glumim. Nu, un băiat de culoare și a ascultat și face, băi, sună super interesant. Combinația asta, adică da. E super ciudată. I-am zis, păi fă și tu ceva acolo, să vedem să facem un concert și noi pe la Kendrick, pe la deschidere, pe la J. Cole, pe la băieți, pe la J.D. Nu ai de unde să știi. E tânăr, are toate șansele. Engleza lui e impecabilă, e exact de acolo, incredibil. Nicio diferență. Uite mă, chat-ul lui Pepe, mă refer la comunitate, vor să vă audă cântând No More No Cry. Haide! Păi ai dat-o tu data trecută, da. De, vreau da, să zic plăcut. Că toată lumea îmi spune, că bă frate, cum a cântat Connector. Deci piesa aia... Da. Nu știu, ai avut o stare atunci. Am avut o stare ai atunci. Ai avut o stare, da. Că e, bă, așa e la artiști, adică să nu credeți că e de două ori la fel. Da, s-ar nu, putea nu poate fi la fel. S-ar putea să fie mai bine sau mai puțin bine. Nu contează, nu e altfel de fiecare dată. Dar atunci a avut o stare pentru piesa aia. Da, ai avut-o da, da, atunci. A... Deci mă uitam la tine, Doamne, 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 ce ai mă, ești nebun? Deci a fost mai autentic decât da, originalul. Da, da, să știi că am primit chiar multe mesaje, că nu știau oamenii că când și așa. Zic, bă, da. Hai cu asta. Te bagi, Johnny? Dar cum să nu? Cerc. Hai că are legătură. Nu, no, umă, no cry. Cum răgușeala ta acolo? E acolo. E mesajul are legătură? E... Dan a zis că are legătură. Dar pentru cine crezi că... Mesajul e acolo, ce ai? Nedan? Aia zic. A sunat o amenințare. Gata, mă retrag. Mă retrag să trăiți. Deci știi cum a fost Nedan ăsta? Un fel peste treaba ta. Ia pe zi tu de... Hai. From Jamaica to the world. You know what it is. Varianta asta. Nu e varianta asta, să știi. Ia vezi, mă, ce variantă trebuie. Era aia mea. Dacă o avem. Pam, baby. I don't know no how. No woman, trebuie să fie. Nu no woman bună, îi zice. Bună, da, bravo. Nu no woman bună. Bună, da. Era logic. Se referă la no woman rele. Mai bine mamă, o woman plecat... bună. No woman, no woman. A plecat ETH-ul, ia. No woman. Reușesc să-l rezolv pe spate? Ce? Gata. Să închidea. Dăm. Da, să-i dau. From Jamaica to the world. Bless you. Yeah. Live up on the dance floor. Yeah. No woman, no
piesă. Well, I remember where we used to sing. No, we're not gonna mature in Crimson. Now little Georgie would make a fire lighter. Those are the good people we meet now. Good friends we never know now. Good friends we love along the way, way. In this my future, I can't forget your friends. So try this east. I said, yeah. No woman, no cry. No woman, no cry. Here we go, one more time, no. No woman, no cry. Say it. No woman, no cry. Hey, listen. Well, I remember when we used to dance now. No, we're not gonna mention in Chelsea. Yeah. Well, Oba Sabi, well, they my hypocrite now. Now, should we dance through the night? Good friends we have known. Along the road, yeah. In this right future, y'all can't forget your past now. So try these things. I said, now come on, look, everybody say, now everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright now. Everything's gonna be alright. Johnny Romano's in the house tonight. So everything's gonna be alright. Tell me what my nose cry, yeah. No woman, no cry. Hai de Johnny, come in. No woman, no cry. And I'll say to the two remember. No woman, no cry. Say la si dali, say. No woman, no cry. Don't make a listen to that. No woman, no cry. Say. No woman, no woman. Don't shed no tears. No woman, no cry. Yeah. Bless. Bravo. Frumos. Să rămânăm. Ce nenicu bun. Să rămână, mulțumesc. Bine de tot, deci s-a... Da. Ce aș putea spune? Sunt fericit. Ce să zici? Ce? Să rămână, mulțumesc. Sunt fericit, adică așa, seară... Dar cine am răzgheat, nu? Păi da, mă, că despre asta e vorba. Ne întâlnim și noi de drag să mai cântăm. Corect. Ce are, mă, asta? Nici nu știu ce are. Nu, abia și-a revenit. Acum e resuscitat. Și a intrat pe YouTube? Acum. Asta zic, băieți. Felicitări, Connector. Toate piesele cântate au fost extraordinare. Mor de dragul tău, zice Maria Bana. Să rămână. Ești bestial, Connector.
Este minunat omul ăsta. Cine? A, Sorin Șetreanu. Salut, Sorin. Mulțumesc, Sorin. Este minunat omul ăsta. Mare rockstar. Tot Sorin Șetreanu revine și zice în SUA. Piele de găină. Toate mesajele. Deci, ați apucat, mă, să faceți și voi Insta Story, să le dați și dai și lui Connector, să-i dați și lui Connector să vadă. Bob Marley. Da, voi, dați-mi și mie să văd și eu după emisiune. Că a venit Bob Marley la concert online. Da. Mi-am fost aminte de Te Cunosc acum. Da, mă, da. Frumos, ce frumos a fost. Este. Cântă Love is in the Blue, voi cereți într-una. Ceea ce nu-i rău. Asta înseamnă că vă place și că vă simțiți bine. Vreau... vara nu dorm, te rog. Mamă, vara nu dorm. E așa un pic, vara nu dorm. Vara nu dorm pe de Sfântul Nicolae. Da, nu prea merge. Nu prea merge. Uleu. Ce frumos. Da. Și Geneza, ce-ar mai fi? Ce-ar mai fi, da. Da, ce-ar mai fi? Love is in the way. Mamă, deci au intrat acum că îi văd pe mai mare majoritate, sunt în alte țări în momentul ăsta, pentru că la ei au venit de la muncă, de la Dalea, știi? Adică, ce fac băieții acolo? Ce nu știți voi? Cine a scris acolo că salutare, de bă? De vreo 3 ore, minim. Este, cât este? Este 1 fără un sfert. Păi de 3 ore este. Suntem ok? Mergem? Dăm un najanau? Hai să dăm un najanau, da. Ia că-te. Înainte de a le mulțumi și de a-i ruga pe toți să-l susțină pe Johnny Romano, pentru că e important. Da, da, da. Să-l aplaude de câte ori îl văd, pentru că este extrem de talentat și că a pornit nu de jos, de foarte jos. Și poate șansa și cumva drumul l-a dus cumva către a face acel Insta Story de tot, deci tot de la Instagram a pornit. Tot de la Instagram. Și... slavă Domnului că, uite, Connector a citit, a văzut acel tag și a încercat. A încercat și, uite, a scos cumva la lumină un astfel de talent. Pe Johnny, pe care voi îl îndrăgiți și poate, eu cred că l-ați cunoscut mult mai bine în seara asta, pentru că a fost mai mult timp la dispoziție. Un artist se cunoaște în timp, nu se cunoaște într-o piesă. Un artist se cunoaște... când te întâlnești și personal cu el sau când îl vezi într-un concert, dar când îl urmărești 3 ore și îl vezi cum reacționează și cât de simplu e și cât de curat sufletește și cât de frumos și cât de simplu trece de la o stare la alta, de la un stil la altul, care, ce credeți, nu-s la îndemâna oricui, e foarte greu ceea ce a făcut în seara asta și pare foarte simplu pentru el. De ce? Pentru că îi place. Atâta timp cât îi place, merită susținut, merită apreciat, merită felicitat și el și Connector pentru faptul că au ieșit cumva și l-a scos, mai ales pe Johnny, în fața reflectoarelor. Să-l vedeți cu toții. Mă bucur tare mult că am fost prezent la filmările videoclipului tău, primului videoclip. Tare, tare mândru sunt că te am astăzi aici alături de mine. Și pentru noi. M-am bucurat maxim. Pepe a fost un ajutor. N-am știut, real, eu n-am știut unde vin. M-ai rugat, m-am venit, adică n-am întrebat cine, ce cântă, nu s-a pus problema. M-a rugat, Connector ceva, nu ne ferește. Chiar că mergem pe încredere, oricând, exact cum și fanii, prietenii, familia online. Eu dacă lansez o piesă și spun, am ridicat link-ul și spun peste 3 zile lansez piesa, vă rog să dați un like în avans, oamenii dau like. Adică mergem pe încredere, deja ne cunoaștem foarte bine unii cu alții. Ce să facem? Să facem teste? Corect. Dar cine? Cum e? Pe bune, suntem... Corect. Știm, nu mai băga... Ne facem ce ne facem? Ne facem rău, Doamne ferește, ne facem bine unul altuia. Despre asta e vorba. Și să ai ce să înveți de la omul ăsta frumos. Da, nu are și asimilează foarte repede, se mișcă în regim de viteză, asta îmi place mult, mult de tot. E bine și se adaptează instant. Și spiritual, și artistic, și din toate punctele de vedere, ai de la cine să înveți. Și Doamne ajută să faci istorie cel puțin la fel de mult cum a făcut, Doamne, și cum face de acum încolo Connector. Pentru că asta e până la urmă și mândria lui. Da, despre asta e vorba. Wow. Eu mă răcoresc. Ești ca băiatul lui, știi? Băi, Pepe, să știi că este... Păi da. Chiar așa e. Deci, mă uitam acum la un story, am filmat cu el ceva pentru Revelion și nu-mi plăcea mie cum este stătea părul, știi? Da. Am luat perii, am luat fălul și m-am apucat să... implicat acolo, e foarte implicat. Ca la un copil, dacă... Da. Asta înseamnă să îndrăgești și să apreciezi cumva talentul lui și să-l susții, că despre asta e vorba. Felicitări, bravo. Mulțumim, Sărbana. Țină tot așa și eu
și toți cei din, din comunitate te recomandăm cu tot dragul, că ești, ești ce trebuie. Vă mulțumim, deci, frumos. Deci tăguiți-l, urmăriți-l, aplaudați-l, dați-l like-uri, transmiteți mai departe. Un rând de follow-uri, tu să fii atent și să răspunzi și să rămâi în contact cu oamenii și să fii prompt, pentru că e important să le acorzi și tu la rândul lor, la rândul tău, să le acorzi, să le acorzi respect și încredere atunci când ei te... Știi, contează foarte mult să le răspunzi. Da. Până una alta, eu vă mulțumesc mult de tot, înainte să... Ușa și băieții la revedere și, și Johnny și Connector și Daniel Dumitru. Vă spun că... Neadan, dacă nu știi. Neadan, Neadan Dumitru. Neadan Dumitru, Neadan Dumitru, dacă ar fi fost Nicolae, venea pe la voi. Venea pe la voi în dimineața asta, da, nu e Dan. Sfântul Dan, e mă Sfântul Dan. Sfântul Dan e mă vreodată. Mă duc așa urmă la, că mă descurc. Daniel, da. Mă descurc așa urmă la dristul. Nici nu știu, e mă Sfântul Daniel, că nu știu. Este, pe... cred că tot în decembrie, 17, ceva. Daniel? Pe 17 decembrie, ceva de gen. Sfântul Daniel, da? Nu știu. Oricum e personaj biblic, e ok. Nu știam când e. Tu când vii? Păi, tu când vii? Cu ce vii? Da, tu, cu tu la ce vii? Tu la ce vii? Tu cu ce cât? Da. Noi ne revedem și nu uitați să intrați pe, pe link-ul cu, cu, cu chitariștii de pe 12 decembrie. Îl aveți deja creat evenimentul. pp.ro/acustico pp.ro/acustico, dați acolo un like, live, un like, o să vă placă live-ul de atunci și urmează și alte proiecte după. Iar până atunci, nu știu, trebuie să mai facem noi câte ceva, o să mai vorbesc eu cu Dan să vedem când, cum ne mai adunăm, să mai facem și pentru comunitate niște live-uri dedicate, asta înseamnă că avem treabă și avem materiale noi de... de și trebuie să fiți de, acolo în comunitate, că acolo vom posta când și ce. Păi da, asta spun, în adică comunitate mai facem ceva, acolo nu, și public. Facem. Publice avem destule și am făcut destule de când a început pandemia și până acum. Acum mai rămânem în decembrie și în familie, știi? În familia pe pe online. Închid nice. Eu ca să închidă băieții după aia. Da. Noapte bună, chat. Pentru johnny.underline.romano. Ridicați acum la ultima piesă toate telefoanele sus ca la concertele alea mari. Să vadă și el cum se vede de acasă pe televizor. Să vadă și el cum se vede de pe... Pe unde vă uitați voi? Pe mașina de spălat, pe frigider, pe ce aveți voi pe acolo de vedeți live-ul ăsta? Deci johnny.underline.romano. Era o întrebare, dar e de-abia au lansat băieții Najanau. Deci e cumva... Când urmează ce urmează? Când ați pregătit voi următoarea piesă? Vine? Nu știu când. Când o fi gata? Sigur. Piese sunt. O întreagă echipă. Stăm să alegem exact cu ce... vom veni imediat după, pentru că ștacheta e destul de ridicată cu, după Najanau. Nici nu vrem să, ca lumea să compare, domne, e mai bună ca cealaltă sau nu e mai bună inevitabil ca cealaltă. Inevitabil va fi asta. Inevitabil va fi asta. Avem și varianta de rezervă în care să scoatem o piesă, pentru că avem și piese sociale, piese despre, avem, uite, de exemplu, avem o piesă despre infracționalitatea la romi. E o piesă foarte grea, cu un mesaj foarte greu. Nu știm exact ce vom scoate, dar mai lăsăm piesa Najanau să vă bucurați de ea și în scurt timp venim și cu piese noi. Nu putem să dăm foarte mult din casă, sunt deja 5 piese gata. Nu putem să vă spunem nimic. Nu știm dacă până la sfârșitul anului mai lansăm ceva, dar cu siguranță până în februarie veți avea material nou de la Johnny. Ia zi, Johnny. Avem, pregătim și o să vină. Și le dai și de-astea alte. Unforgettable pe TikTok și What a Wonderful World. Da, cum să nu? Le promiți treaba asta. Eu comunic cu oamenii. Ei să scrie. Ne-am dorit să te vedem de așa. Le comunic cu oamenii. Și din când în când. Nu? Să te audă și ei. Și de-alea cu Type C, da. Type... Nu Type-C, Type... Uite, o să mai dăm din casă, o să scoată un blues, o piesă lentă cu un nume mare feminin din muzica românească. Dar nu putem să spunem nici când, nici cu cine este. Ok. Da. Ia scrieți voi în chat cine e. Scrieți chat acolo, ia cine e. Să vină moșul la voi cu multă iubire, să vă lăsați ghetuțele făcute, frumos aranjate, la geam. Vă rog mult de tot să vă bucurați pentru orice cadou primiți și să faceți cumva să oferiți cadouri și iubire, că e important.
Najanau. După așa mesaj, noapte bună, Najanau. Spunem noapte bună, nu? Noapte bună, la mulți ani din partea noastră și să aveți sărbători frumoase dacă nu ne mai auzim până de Crăciun. Până exact, da. Noapte, o seară cât mai frumoasă, de fapt, și sărbători fericite. Mamă, n-am unde să fugă, mă vede țigani. Mamă, n-am unde să fugă, vrea ca să-mi ia banii. Najanau, mamă, mamă. Najanez, mamă, mamă. Najanau, mamă, mamă. Najanez, mamă, mamă. Money lights outside the city limits, cause we know the way we finna ride down. Doing shit for the money, power, and the fame through the night. I've been winning, I've been searching, I've been putting in overtime. Give a damn about nobody out here, nothing's out of line. Hey, look, I got a whole lot of shit in the bank. Okay, 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 okay. If you wanna do something, Benny, then come out, out. Save me mama from the jeeps. Little shawty finna miss me. I be running game, now she looking at me like she really trying to kiss me. Mama, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Mama, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. Najanau, mama, mama. Najanez, mama, mama. Najanau, mama, mama. Najanez, mama, mama. I done seen them coming knocking at my door, though. Everybody on the flow, ho. I don't even really talk about the dodo. Putting everybody on the flow, ho. I don't even really talk about the past. I be rapping, I be running out of gas. They asking about where I be, but I ain't telling they ain't no G. Save a hoe like you be bad, man. Without you, we really robbing. Call my mama on the phone, he had to save me from the goblins. If you got it, bring them to the crib and we can solve it, ayy. Go home to see if it's a problem. Și pe ele ies ca mama tata de ele. Mama, n-am unde să fug, că mă vede țigani. Ha ha.